Salutare dragilor, cu ocazia și înaintea unui nou episod tare de tot, aici în super studioul BAC52 împreună cu dumneavoastră principalii susținători și urmăritori ai noștri, dar și cu prietenii și cu sponsorii de la Betano și cu prietenii și sponsorii de la SAS Gym. Îi cunoașteți pe toți, pe cei de la SAS îi știți, îi reperați după cele două săl de fitness deținute în capitală, una la piața Alba Iulia, Cealaltă, în drumul taberei, un vibe bun, prietenos, atmosferă exact ca la uh, fiecare dintre dumneavoastră acasă. Nu mai un secret că la tare de tot vin doar personaje cu mare greutate, la figurat. Atenție, nu vă gândiți la altceva. Îmi pun ochelari pentru că invitatul meu de astăzi are un CV destul de uh, stufos, iar eu nu fac decât să spicuiesc din ceea ce a realizat uh, până acum practic numele domniei sale se confundă cu muzica de petrecere, lăutărească și în ultimul rând cu manelele. A început de mult ca uh, membru într-o orchestră muzicală, cânta la clarinet, după care a văzut, a simțit uh, că poate mai mult, uh, a cotit o spre uh, partea artistică, uh, a început să impres impresarieze fel de fel de uh, muzicanți, de artiști apoi spre producție și a deschis pe parcurs propria casă de discuri, firmă de evenimente și în un ultimul rând este o prezență, atenție, din ce în ce mai des întâlnită în filme artistice, da? Nu degeaba a fost invitat la premiile Gopo, la festivalul TIF, unde i-a ridicat pe oameni în picioare prin ceea ce a spus. Dacă nu știți încă despre cine e vorba, vă spun eu, dacă ne luăm după numele din buletin, nu ne spune mare lucru. Daniel Paraschiv, dar numele de scenă este foarte, foarte popular și cunoscut, adică Dan Bursuc este la tare de tot. Bună seara, Bună seara, domnul meu! O domnul meu, lăsăm domniile, ne tutuim, cum? Ca să știu cum uh, abordez problema. Din respect pentru dumneavoastră, pentru că avem un dialog extraordinar de frumos sau un dialog tare de tot, pot să spun, da. uh, mi-aș putea permite să am o introducere cu domnia dumneavoastră. Dar dacă e, le lăsăm deoparte domniile și încercăm un pic să ne împrietenim mai mult în care să intrăm pe detalii, să avem ce să povestim... Oamenilor, pentru că în, 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 în viitorul apropiat sau în scurt timp, să numesc așa, voi avea și eu un podcast care se va numi Omul de poveste. Și atunci, nu știu cum o să interacționez și eu cu invitații mei. În prima fază, întotdeauna trebuie să domnești invitatul tău, și după aceea, dacă îți primezi acordul și uhum. spui, hai să ne tutuim să fim mult mai prietenoși, lăsăm domniile deoparte. Și trecem la mai multă prietenie Gata Dar avea trebuit să ne încălzim puțin Și după aceea intrăm pe detalii Și tu ești prietenul meu, eu sunt prietenul tău Și deja nu mai vorbim la persoana a doua Vorbim mai la persoana întâi Ca să-ți pice mai bine Deci gata, am lăsat Să punem acel domn în față tot timpul Dar oricum îți mulțumesc Faptul că mă respecti Și tot respectul și din partea mea Pentru tine E, cred că detaliul cel mai important de la care pleacă o discuție, o amiciție, orice Dacă fel de. Dacă să fac și o mică paranteză. Întotdeauna, când te poți adresa cu dumneavoastră, cu Domnul, îți dublezi respectul persoanei din fața ta. Adică, în măsura în care te adresezi cu, știți dumneavoastră, auziți Domnul, uh -huh. automat îl faci atent pe acest om sau pe cealaltă persoană, în care să fii și el foarte atent. Da. să te respecte da. cu aceeași monedă, știi? Da, domnul meu, spuneți, vă ascult. Spuneți, spuneți. Dăm voie să strâng mâna. Doamne ajută și bine te-am găsit. Bine te-am găsit este și am am apreciat foarte mult emisiunile și am venit cu mare dragoste și cu mare plăcere să pot participa și eu să, fiu, să fac parte din calupul tău de acești oameni deosebiți și chiar te-am apreciat că ai avut numai invitați de mare clasă, de mare valoare, oameni de fapt care au avut ce să povestească. Intenția și interesul acestui podcast, am stat și ți-am urmărit, am văzut că vin oameni exact așa cum se va numi podcastul meu. Oameni cu povești, oameni care au un istoric, oameni care au ce să povestească și oameni care chiar a însemnat ceva pentru societatea românească. La fel ca tine. Da? Evident. Păi, altfel, nu cred că nici nu aveai cum să mă inviți. Dacă n-aș avea de povestit, că mi-a plăcut și cum ai făcut introducerea. Am cântat la clarinet și după aceea ai dezvoltat așa cam tot parcursul vieții mele. Am devenit un investitor. Mi-am strâns bănuții și după aceea am căutat să investesc. Dacă rămâneam doar la clarinet, eram doar un executant al unei trupe. Așa, gândindu-mă la mai mult, că toți ne dorim mai mult și acum depinde și de potențialul sau puterea financiară care o poți avea pentru dezvoltare. Eu făcând fiind un om mai uh, chipzuit să mă numesc așa am căutat să-mi strâng niște bănuți în care să încep să investesc în viziunea și orizonturile mele în care să răzbesc mai mult și să caut să mi-aduc mai mult beneficii, mai multe beneficii, mai da. mult interes uh, pentru că dacă e profesional, vine și financiar după aceea. Da, da. Întotdeauna trebuie să te gândești la uh, la profesionalism. Împlinirea în profesională. În, care, ca da, ca vin în și măsura când ai împlinire profesională, te caută bănuții după aceea. Pentru că rezultatele le dai în funcție de cum știi să oferi ceea ce știi tu să faci. Am mai văzut ce ai spus la gogirea. Că și eu te-am urmărit pe tine da? ca să-mi fac temele. Și asta mi s-a părut genială. Când el da. tot insista vis-a-vis -vis de cât de bogat ești și ai spus la un moment dat, ai, ai evitat să-i răspunzi direct, dar apoi n-ai mai rezistat și ai spus în ziua de astăzi, dacă ești maker sau mă rog, citez din, din da, memorie, formă de exprimare. Da, banii te caută pe tine, nu tu pe ei. Păi nu am mințit cu nimic și păi mi se da, pare asta... Că am a... fost destul de clar și o, mințile, gândirile, oamenii sănătoși care gândesc, eu am spus-o într-o formă, băi, mai întâi de la sapă, dai la sapă și după aceea culegi roadele, adică recolta când se strânge? Toamna. Da. când tu ești toată vara pe câmp și curg apele pe tine, nu te știe nimeni, nu? Așa. Dar în măsura în care tu ai muncit toată vara, iarna stai ca boierii. Da. Ai greu, ai porumb, ai păsări, ai tot tot, 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 tot. Deci trebuie să muncești, trebuie să dai la sapă mai întâi de toate, că nu spică din cer niciodată nimic. Trebuie să muncești, pune osul la bătaie și să vezi câtă bucurie ai după aceea. Te bucur de toate în Și care. raportând la ce ai făcut tu, uh, apropo de a da la sapă, da. Vara a, ai dat la între hilimele, nu, în nu, la nu, la nu, Da, asta vreau să spun acum. <laughs> vara ai dat la sapă, adică ai filmat, da. iar acum toamna, în aceste zile se lansează noul film în care joacă Dan Bursuc, Băieți da. deștepți, chiar Băieți în aceste deștepți. zile. Da. Deci chiar practic făcut mare plăcere pentru că aici... Participăm foarte mulți colegi din industria noastră muzicală, și ne-am simțit foarte bine, e o bucurie mare, lăsăm ceva în urma noastră. Oamenii care ne apreciază, probabil și regizorii, scenariștii, producătorii, s-au gândit să-și adune oameni care uh, au ceva, o atracție către public, către oameni. Și poate și rolurile care ni le am împărțit, ei ni le-au le făcut în așa fel încât. Uh, și au făcut o, o imagine, o părere, o, că sunt oameni de specialitate. Ei mi-au ales un rol ca cum sunt eu și în industria muzicală la ora asta. Nu vorbim când cântam cu clarinetul. Da. Dacă mi-a da, plăcut da. introducerea ta. Și au e, făcut tot felul de imaginații, de gândiri și ne-au dat rolurile pe care ne și caracterizează ca și persoană. Probabil eu cam așa fac și în industria asta noastră muzicală. Cresc copii, îi educ le dau o meserie și după aceea oamenii câștigă foarte mulți bani datorită răbdării mele. Deci uh -huh. unii oameni în zilele de astăzi, datorită răbdării mele, eu au ajuns oameni. Dar mai întâi de toate a trebuit să am eu răbdare cu ei. Pentru că ei vin uh, la început de drum, oricum vin cu gânduri să câștige bani. Ei nu, nu gândesc. Stăi mă frate că mai întâi trebuie să muncesc ca să pot să câștig bani. Ei bine, dacă m-am dus la Dambursuc, gata, îmi să mașina, casa e asigurată. Da? Păi bine, așa e cu orice angajat care se prezintă, potențial angajat, care se prezintă la un interviu. Prima oară întreabă cât e salariul. Apoi, uh, păi ce da, are da, de mai întâi dovedește-mi ce știi să faci. Da, stai. Păi an... faci salariul, ca și în fotbal. Păi, până nu joci în divizia C, până nu ajungi în B, după aceea ajungi în, în divizia A, la după Națională. După aceea vrei du, la Națională, da? da? După aceea începi să pleci la o echipă în străinătate unde Giovanni toată viața le-a dat, i-a făcut da. cei mai fericiți pe tot mai... Așa e și în muzica asta. Păi, mă, mai întâi clădește ca să poți să înflorești. Pe păi ce ai clădit? Tu vii să vorbim de bani și tu nici nu știi să mergi pe stradă. Mai ții minte când ți s-a spus becali al manerelor? Becali, păi nu, de la becali de la Giovanni becali. De la Giovanni pentru că eu am un tot respect. Am un respect deosebit pentru domnul Victor, pentru domnul Giovanni. Oamenii care au făcut mult bine în lumea fotbalului și eu am văzut că parcă era foarte similară situația. Luând contract, făcând contracte, făcând tot, 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 tot. tot am asociat foarte bine fotbalul cu muzica. Pentru că ca să poți să ai... Tot o arte. Să ai o siguranță cu oamenii care lucrezi. În măsura în care vezi potențialul și talentul, trebuie să existe anumite clauze contractuale pe care eu, ca și manager, ca și impresar, îmi asum niște obligații pe care de fapt îmi pun eu mai întâi obligațiile mele care să, să te satisfacă pe tine și după aceea spun și eu clauzele mele vis-a-vis -vis de tine pentru că eu trăiesc doar cu o frică. Frica mea constă în a nu te ține de treabă. mi frică că dacă cumva ai o, o perioadă care știu ce am să fac cu tine, să te ridică, n-am cum să fac contract cu un ca nimeni sau un om care nu are talent. Mm -hmm. Având talent, eu trebuie să existe acel contract între mine și el, și după aceea știu eu să te călăuzesc atât de bine încât să te arunc cât mai sus. Da. Dar poate să te avalu și poți să am uh, foarte multe. Impen dezavantaje, dezavantaje supărări, pentru că mulți... inconveniente. Inconveniente sau da. da inconveniente. Da, lucruri pe care ei nu prea să mai pot ține de treabă din cauza... Ia valo așa, ia... Îi schimbă banul. Vedetismul. Vedetismul întotdeauna a stricat în multe domenii. Nu contează ce domeniu. În măsura în care ei s-au ridicat și au schimbat nărabul. Pei nu știu cum se spune doi omului bani și putere. Dar nu dezvoltăm clișee din astea uh, din istoria uh, acestui popor. Hai să terminăm cu filmul. Deci în să deștepți tu practic îți joci propriul rol, da? da. Ești uh, distribuit uh, da. ca impresar, eu, ca Eu mi-am jucat rolul meu și am venit de la mine putere ca să înțeleg așa am spus scenaristului și regizorului, Pot să mai adaug eu pentru că eu am nevoie de naturaleța mea. Eu mi-a dat ce trebuie să uh, fac acolo, dar eu am spicuit și am făcut eu lucru pe care uh, la sfârșit mi s-a spus, vai, minunat, adică m-am simțit atât de fericit și mândru că am putut să intru în uh, regie și m-am uh, devotat, m-am dedicat, m-am da. implicat în acel rol pentru că mi-a plăcut și rolul care mi l-a dat. Și în măsura în care ai un rol pe care te simți foarte bine, e o vorbă. Intreți în rol. Și rolul pe care eu l-am avut în Băieți deștepți chiar mi-a plăcut și mi-am intrat în rol și m-am simțit fericit că am putut mulțumi uh, toată echipa. Al câtele filme în care joci? Al patrulea, al cincilea film care am jucat. Și, și nu îmi, te doresc, îmi doresc mai mult, mai mult, mai mult, adică o fac cu mare plăcere, o fac cu dragoste, o fac cu, cu... îmi place ceea ce fac. Da, Și apropo că înainte de uh, film sau după ce am deschis subiectul acesta legat de apariția ta în film, am uh, cotit-o puțin spre fotbal. Nu cu, mult timp, nu cu mult timp în urmă te-am văzut în Giulești la oficială la un meci al Rapidului. Da. Care Trebuie, uh, e... N-aș vrea să supăr sau să deranjez celelalte echipe, le apreciez în mod egal. Uh, știu ce înseamnă gloria. E la fel ca și în muzică. Dar... Uh... Nu știu, parcă stadionul ăsta Giulești ai alte trăiri. Ăsta nou sau Giuleștiul în general? Juleștul în general, adică nu știu, galeria asta te face să trăi niște momente, parcă te simți atât de... Eu iubesc galeria. Galeria asta te face să simți cu adevărat că ești pe stadion. Merg și în alte, am mai mers la alte meciuri cu alte echipe. Nu vreau să deranjez alte echipe, pentru că eu sunt prietenos, iar meseria mea mă face în care Mă face să nu fiu perceput greșit. A, nu ești rapidist. <coughs> nu iubesc rapidul la ora asta, iubesc rapidul atmosfera de acolo, e lumea primitoare, mă, nu știu, am venit de câteva ore acolo și am simțit că uh, prezența mea i-a bucurat foarte mult. Și m-am îndrăgostit de rapid, mai nou. Uh, iubesc stadionul, iubesc, nu o să merg, uh, știu eu, în deplasări. Nu, vreau tot timpul să fiu alături de echipa rapid dar aici în Giulești, aie, aie. pentru că îmi place atmosfera. Galeria face atmosferă peste tot oriunde s-ar duce, dar aici pe stadionul Giulești mă simt așa împlinit, sufletește și parcă simt nevoia de momente de genul ăsta, pentru că am și o multe pe cap, Trăiesc și o multe și acolo parcă mă mă descarc te atât de frumos. Te descarci și te de și încarci mă și mă încarc cu starea plăcută și frumoasă și primirea acestor oameni minunați, începând de la cei mai mici până la cei mai mari. E vibeul la care vibla se aseamănă cu o petrecere bine. reușită. Cu o nuntă Vai, reușită. Mă da, reușit. măi, drăguțul meu. Exact așa se întâmplă. Și mai ales când am văzut că au fost și victorioși. Da. A bătut cu care. Da, CULUJU, da, CULUJU, da, da, la da. La veciul cu CFR a fost deprins da, da, în tribune. Da da, 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 da. Chiar și am, uh, am câștigat și la pariuri. Da? Sincer, da. Înainte cu o jumătate de oră am avut acel vibe, așa cum numești tu păi dacă toți sunt aici pe stadion. Cine trebuie să țin la meciul ăsta? Cu rapid, nu? Da. Hai să pun și un bilet și am câștigat. Foarte bine, felicitări. Mulțumesc. Uh, dar asta nu e singura ta legătură cu fotbalul, nu? Da. Pentru că spuneai într-un podcast, nu eu mai țin minte unde. Eu sunt cu fotbal. Eu sunt copilul lui Gina Iorgulescu, al lui Mircea Sandu, dar cine m-a ținut pe mine așa la sufletul lui, să-i dea Dumnezeu sănătate. Gino Iorgulescu, îl iubesc și n-am săluit niciodată cât voi trăi eu pe pământ. Acest om uh, mi-a creat cele mai mari satisfacții. Cu el am trăit multe lucruri frumoase și n-am cum să-l uit. Eu când aud de numele ăsta Gino Iorgulescu, pe mine mă împlinește, sufletește. Eu întotdeauna îi spun, de câte ori mă întâlnesc cu el acum și spun, pedagogul meu, profesorul meu, om care m-a învățat numai lucruri bune, și am simțit că mă iubește cu adevărat. Dar de unde până unde? Că Gino era un fotbalist da. pe vremea când l-ai cunoscut, era o activitate, nu? Sau era, se lăsase, era președinte am, la Național? Da, vezi, e și emisiunea de așa manieră încât trebuie să povestim. Prin intermediul uh, multor prieteni ai dânsului, da. Uh, de pahar, domnul Costel Ciucă, domnul Nicu Ceaușescu, domnul Fanes Poitoru, da. uh, eu cântam în acea perioadă cu Adrian Minune și cu Vali Vigelie. Plecând, uh, în tandemul ăsta, oamenii s-au îndrăgostit de cântările noastre, de cântarea uh -huh. noastră. Da, gata, am și atunci ne doreau și ei, pentru că muzica nu are culoare, o spun de atâtea ori. Să îndrăgostește lumea de cât de mult te, te dedici pentru ceea ce faci. Și eram atât de iubiți în acea perioadă la care toate evenimentele, de câte ori exista evenimente în cadrul acestor oameni, cheamă-l pe bursuc. Indiferent de oră. Nu, no, păi da... Păi noi suntem un, unul, doi. Adică la modul... Păi asta ne e pâine, asta ne e meseria. Dar eu chiar mă bucuram când vedeam la 3 dimineața, la 5, la 7, la 8, la 10 dimineața, Gino Orgulescu, pa, era fericirea mea. Mă făcea să plec fericit de la dânsul. Totdeauna n-am fost niciodată dezamăgit. Cea mai mare împlinire și era un boier. Și eu un boier și va fi un boier. Gino Orgulescu pentru mine înseamnă ceva. Pentru Dan Bursuc, Gina Iorgulescu e ceva pentru sufletul meu. Deci nu mai e partea aia de de a te bucura că vezi, doamne, financiar pleci fericit de la omul ăsta. Nu. nu. Am prea multe povești cu omul ăsta. Am petrecut prea multe frumusețe. Da, adică nu te simței uh, drept un simplu uh, uh, muzicant, muzican. veneai, no. cântai, îți luai banii no. și plecai. Erai e liber. Cu el te distrai. Bine că mai era o problemă. Veneai, dar nu știai când plecai. <laughs> și n-aveai cum să pleci pe, până nu-ți dădea da, da, nu ok pentru că Și aici trebuie să dăm o explicație. Veneai și nu știai când pleci. Păi erau prea frumoase orele pe care le petreceai cu acest om, chiar nu-ți doreai să pleci. Pentru că era tot ce e mai frumos pe pământul ăsta, asta a fost. Dar din ce îmi spui, cam toate apelurile venite de la Gino erau cumva after hour, adică nu la 11 seara, la 12, ba da, erau 4 da? Păi, da, toate nunțile care A, au okay. fost în perioada în care era și Olăroiu antrenor la FC Național, toate nunțile alea acolo nu le-am cântat eu la toți fotbaliștii, toți care erau acolo, toate evenimentele. Dar astea mai erau evenimente private, care erau din astea, ți-am zis, 1-1-2. Uh -huh. Adică... Și lăsai totul, nu? Sau, uh... Păi era prea frumos cum să nu lași totul pentru acest om, dacă tot timpul uh, știa cum să te remunereze, cum să te aprecieze. Iar el pentru el, dacă cânta oricine, băi, mie îmi trebuie să-mi cânte bursuc. Era... Bine, dar tu nu cântai din uh, voce nu sau cântai din voce? Nu, clarinet. Clarinet. clarinet, clarinet, clarinet. Da. Iar Adi și uh, Vigelie? Și din... Vigelie, mai era Nicu Elvis, mai era fra... Octavian francezu. Caval. Caval, uh, da, da, da. Da. Eram o brigadă generația noastră care, ăștia cântam noi. Asta, cam asta era formula. Uh, Vali Vigelie, Adrian Minune, Nicul Elvis, uh, Adrian Caval, Octavian Francezu. Ăștia erau. Dar ai apucat și vremurile în care, uh, între Mesen, se afla și Nicu? Asta înseamnă de mult, adică înainte de 89. Nu dacă ai apucat fizic, adică dacă Trei atunci și cântai ai. Păi dacă da. aveai acces în. Uh... Avem 17 ani. Da, pentru un lăutar e o vârstă, nu e chiar incipientă. Eram la început de drum, Cât de dar cât a... noi dacă... atunci am bubuit, în perioada aia am bubuit eu cu Vali Vigelie. Da, aveai Asta. acces acolo, că la Nicu, la, la Nicu, nu cred că intra oricine, nu? Mă gândesc. Acum... Te chema Gino, da. Era Nicu Șor. Spun, Erau anumite Filtre, sau locații, A. Ah. locații în care ei se petreceau frumos. Se petreceau frumos, păi noi Trebuia să ne pliem pe toate lucrurile astea și erau alte restricții în acele perioade da. până în 90. Da. Dar, să spui, Nicu Ceaușescu, el ne ducea în orice locație unde era mai frumos și mai bun. Vorbeai de putere, puțin mai devreme. Uh -huh. Oamenii ăștia dețineau putere în perioada aia. Nu? Și voi știați cum să-i faceți fericiți și păstrați discreția și. Adică, păi... aveați... era un cod al onoarei, zic bine, sau al respectului, al cui. Întotdeauna, oricât de mare ai fi, în orice domeniu de activitate, artist, mecanic, da. fotbalist, știi eu ce meserie ai, când știi cum să te comporți, ești foarte mult apreciat. Deci contează enorm de mult comportamentul unui om. Poți să fii tu cel mai maestru dacă îți lipsesc bunele maniere și felul cum să știi să te comporți cu oamenii din jurul tău, aici pierzi mult. Deci contează enorm să știi și cum să stai în scaun. Adică oamenii te iubesc și încep să te respecte, să, să poți să atragi atenția celor din jurul tău, trebuie să știi ce poți să le oferi tu lor, adică mult respect. Și după aceea, oamenii te cântarește, te pune în cântare și mm -hmm. vede ce om ești, ca să poți să meriți să mai fii chemat. Mm -hmm. Asta se pleacă de la educația a părinților, de la. Școala vieții. Școala vieții, da. De zi, de zi eu am acumulat foarte multe informații și uh, stând printre acești oameni. Oameni care. Da. Sunt cineva. Pe da. Ăsta, da. Da? da. Mie mi-a plăcut întotdeauna să stau de vorbă cu oameni mai maturi decât mine și să am ce să învăț de la oameni. Să evoluezi. Da. Pentru evoluție. Da. 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 La mine și la anii ăștia încă există evoluție. Eu cred Dar... că la fiecare ar trebui să existe, indiferent cât de Ei nu, tânăr. Că alții, de... alții, când au o vârstă anume și au muncit și au mulțumirile lor, fiecare ne-am pus deoparte câte ceva. Nu, eu văd lucrurile altfel. Eu parcă da, pe atâta acum încolo sunt eu cineva, de la 50 de ani acum. Alții poate îi spun, băi, gata, mă acum. A... Mi-am făcut plinul, stau pe o insulă, mi-am luat 20 gata, de apartamente. Gata. gata. E, e o momentul retragerii. Nu. Nu. La mine e invers, datorită eu trebuie să profit de notorietatea mea, de, de ce am ăsta. încercat eu să duc în piața asta un om de cuvânt, un om serios, un om care ce spune rămâne vorbă. Eu sunt un ceas elvețian, ca să fiți mai da. bine, da? Și atunci, în măsura asta, eu trebuie să mă dezvolt din ce în ce mai mult, mai mult. Mai ales că am și pe fiul meu, are 16 ani, el are nevoie, ca eu, mulțumesc mult asemenea, eu am nevoie mult să fiu cel mai bun model al lui, în care el, în măsura anilor care crește el acum de la 16 ani, un copil se formează foarte bine. Eu trebuie să fiu foarte bine pus la punct cu ceea ce lucrez, ceea ce fac, pentru că el trebuie să vadă lucrul ăsta, să poată evolua și el. spune te așteptai să ajungi atât de faimos? În momentul în care ai intrat în uh, lumea asta? Frumoasă întrebare. Uh, întotdeauna orice vis se poate împlini doar prin dorință. Deci dorești ceva și ți se va îndeplini. Adică, dacă nu stai să te gândești la viitorul tău și să te macine, să te macine uh, timpul pierdut, nu pierde timpul de pomană profită de orice moment al tău în care să-ți aducă beneficii. Deci, toți visăm, dar nu știm ce se va întâmpla. Deci, visurile pot deveni realitate doar prin uh, muncă, prin dorință. dorește ceva și ei să vezi că ți se va îndeplini. Faci atât de multe eforturi și reușitele vor fi pe măsură. Totuși nu mi-ai răspuns la întrebare. Ba, ți-am răspuns așa dacă ai înțeles. Uh, uh, ai îmbrăcat-o puțin uh, filozofic Am îmbrăcat-o frumos, frumos. Nu, În meseria asta dacă nu ești un filozof bun Atunci cum Păi ți-am spus am muncit Și știam că o să răzbesc Pentru că fie la mine fiecare are o scară Orice an a avut o scară de ridicat Și ți-am dat și exemplu puțin mai devreme Dar ți-am ți uh, uh, Împins-o un pic și cu fiul meu uh -huh. De-abia acum De la 50 de ani simt eu cine sunt deci îți dai seama câte mai am de făcut și îmi doresc. Da. Dacă îmi doresc, trebuie să muncesc. Da? da. Și multe vise mai am de îndeplinit. Mai am multe de făcut în România asta eu. Da. Asta eu, Dan Bursuc, mai are multe de făcut în România. Adică am multe. Adică Dumnezeu te învață și Dumnezeu tot timpul îți dă după inima ta, după corectitudinea ta și după modul cât de frumos gândești și să fii un om cu frica lui Dumnezeu. Când ai frica lui Dumnezeu și îndeplinești condițiile pe care dânsul le creează, tu trebuie să ajungi unde vrei tu și unde îți dorești tu. Dar ce trebuie aici? Să fii atent, să fii un om credincios și să muncești. Ce definește pe om? Munca. Pe om întotdeauna îl definește munca. Cu cât muncești mai mult, cu atât realizezi mai mult. Cu cât vrei să stăm și să ne sculăm la 5 după amiază, și mâine să ne pierdem timpul iar cu urmă te uiți peste gardul lui vecinul și vezi câte realizări are pe păi el, muncește de -aia are. Dar dacă dormim mult nu vreau și să ne te... doarme liniștit... Nu vreau să te flatez și probabil că o să-mi iau și ceva hate spunând asta, dar la felul în care vorbești poți oricând să fii un speaker motivațional. Da, mulțumesc are mult. Nici. Și credem că am avut dialoguri, eu cu oameni. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru aprecierea ta, dar eu acum vorbesc din de aici. Eu nu vorbesc de aici. În primul rând, trebuie să te oferi sufletește pentru tot ceea ce faci. Nu trebuie psihologic sau să fii un filozof foarte bun. Filozofia sau psihologia o transform din starea ta naturală, adică cu cât ești mai natural și sincer. Bine, asta eu cred că asta pleacă și din familie. Precum ai fost clădit de către părinții tăi. Ce vezi în cadrul familiei tale, așa vei fi și tu. Pentru mine, cele mai bune modele de viață sunt părinții tăi, frații tăi mai mari. Dacă... Și ți-am spus-o, vezi, vorbim și legăm treburile. Ce-am spus eu mai devreme? Fiul meu, eu trebuie să fiu modelul fiului meu. Așa cum părinții tăi au fost model pentru tine. Evident, adică băiatul meu într-o... Dezvoltare la 16 ani. Ăștia sunt cei mai periculoși ani. Dacă de la 16 ani acum, pe până la 30 de ani, deci eu mai am încă 14-30 de ani cu un adevărat bărbat, am la 30-32 de ani, atunci ești, pentru că devin, păi sunt școlile, sunt facultățile, da. sunt masteraturile, sunt doctoraturile. Da. să ajute Dumnezeu, eu îmi doresc ca el să să ajungă mare. Acum ține și de el. Eu tot timpul încerc să implementez copilului meu să-i spun, măi, tată, uite, exemplul ăsta, uite, exemplul ăsta, uite, exemplul ăsta, uite asta. Tu alege. Eu nu te oblig. Pe mine nu m-a obligat tatăl meu. Dar, în schimb, mi-am dorit atât de mult să-i aduc atâta satisfacție părintelui meu, tatălui meu și mamei mele. Tot timpul eu m-am gândit să să împlinesc sufletește pe părinții mei să se bucure de mine. Să aibă cea mai mare bucurie de copilul lor. Pentru că părinții întotdeauna poți să ai tu averi, bogății, orice. Cea mai mare avere a ta sunt copiii tăi. Copiii tăi când au o meserie, când încep să fie povestiți frumos și să aibă o meserie stabilă, să stai, domne, nu știu câți ar mai trăiesc, dar știu că copiii mei vor fi bine și au, au o meserie să descurcă. Nu trăiesc cu frica aia, mamă, copilul meu, mai am puțin de trăit și nu știu ce o face. Ce o să fac? tot ce am agonisit eu o să vândă ca să mai trăiască și cât o să trăiască și din aia pentru că n-aș vrea să fiu răutăcios, sunt foarte mulți copii care trăiesc pe baza părinților sau din ce au uh, agonisit părinții în lipsa lor pe ce da. au plecat ei, au început să vândă da. păi e ca un sac dacă tot bagi mâna în el, bagi mâna în el, dai de fund normal sacul ăla, bagă la păstrat și fii și tu cineva în care să mai aduci un sac. Eu asta am încercat la băiatul meu să-i spun. Măi, fiule, tată, tu vezi că la mine tot timpul e o altă zi. Deci iubește timpul pentru că e periculos timpul. Timpul n-ai cum să-l oprești niciodată. Tu poți să oprești multe lucruri, dar timpul nu. Folosește-te de să timp. dai înapoi. N-ai cum. El pa, la revedere. timp. Mi-am făcut emisiunea acum, mâine nu mai facem. A trecut, nu? Da. O oră, întâlnirea, emisiunea. Deci, iubește timpul, i-am spus. Și profită de timpul în care să fii în timp. Am înțeles? Nu, foarte bine. Zici. Profită de timpul care să fii în timp. Da. El e tot în lumea asta? Sau și-a ales altceva? Nu. El mi-a spus, tată, eu nu vreau să fac muzică. Lui îi place să vrea om de afaceri. Păi bun, și tu ești om de afaceri într-un fel sau în altul. Păi n-am. așa am început. Am lăsat clarinetul deoparte și am început să investesc. Dar am investit uh, în domeniul meu, în industria mea. Da, am el e asta. în alt domeniu sau vrea să meargă în <coughs> alt <-am. coughs> E într-o formare. Zic că e prea mic, să așteptăm să termine liceul. După aceea vedem următorii pași. Orice om are uh, timp de dezvoltare. Iar vorbim de timp. Deci în timp te poți dezvolta. Și vezi unde poate să ia mai bine, unde poate să stăpânească mai bine, da. unde să simte mai uh, stabil uh -huh. pentru ceea ce face. Dar acumulând mai multă informație, când el se dezvoltă, da. Da? Da. coeficientul lui de inteligență uh, devine mult mai mare, atunci se poate ghida și el pentru uh, drumul pe care și-l poate alege. Ne-am luat cu foarte multe discuții Și care până acum m-au fascinat Și Mulțumesc. nu e deloc un cuvânt mare Pentru că eu vreau să întreb uh, Ceva cu care uh, da, te rog, Ești de foarte uh, 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 obișnuit Dacă nu chiar ești sătul De astfel de întrebare De unde da. până unde bursuc? E un pseudonism da? Era păi. micuț, gras Și colegii mei de acolo uh, Au luat amploare și fiul lui a dat amploare, de fapt, da. fiul lui Toni Iordache, Leonard Iordache. Da. Noi stăm undeva în zona Dudeștului. Uh -huh. Știți? Și eram un copil mic, grăsuț, ca un bursucel. Și de aici mi-a rămas Dan Bursuc. Da? Mulțumesc, bunului Dumnezeu, porecla asta. Te-a făcut celebru. Te-a făcut celebru. m Adică, toate se întâmplă bine. Adică, nu știu cât de. Bine, aș da, uite, și Dan Petrescu îi să spune bursuc. Da, 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 da. Iar un om da. celebru care. Da. Tot timpul da, pe, pe că că e bucurat. el așa, e morocănos, e încruntat, da, îi se spune lui Bursuc, dar la tine n-a da? Păi da, așa știu, eu așa știu. Uh, poate a fi știu. fost și el micul și gras, mm, când era copil. Poate o fi fost, dar eu știu că de acolo îi se trage Uite, mai e Bursuc ăsta de la canal de iar. Adică, A, Bursucul, da. care da, făcea cu te o emisiune. Da, da, da bravo. Da. Uite, eu când aud că pe unii îi cheamă Bursuc și văd statutul, poziția lor, clasa lor socială, chiar mă bucur când ia asocierea asta de nume. Da. Mai era un schiici cu bucur... Toma Caragiu, cu Bursucul de la serviciu financiar, că da, ți-aduce aminte, da, da, nu? Pe da, vremuri. Da, da. Când, a cântat, când a cântat, auzi, când a câștigat cu urziceniu Dan Petrescu, eu am fost atât de fericit că a câștigat și toți îl strigau bursuc, bursuc, bursuc m-am simțit așa uh, felicit da. că, te că el pe acolo. a câștigat da, campionatul și o echipă de, da. adică urziceniu să devii pe... Da. față de echipele mari. Da, uh, m-am bucurat de succesul. Numai din ce a spus uh, invitatul meu nu e uh, niciun fel de noutate că într-o continuă mișcare. Are programul cred că pe, pe ore, ca să nu spun pe minute. Ne-a spus de filmul acesta care se întâmplă în aceste zile uh, ce altceva mai fac zilele? Mai avem 19 acum unde sunt invitat la Festivalul de Film Art Film, unde se va ține la uh, Filarmonica din Sibiu. Uh, eu cam în fiecare an am fost invitat și premiat de către uh, cei care au festivalele astea de film. Uh -huh. Mă bucur foarte mult că am fost ales iar să particip eu. Am invitat una din formațiile mele, una dintre formațiile mele Cana Jambe. Eu mai am o trupă acum de toboșari, Arabii Lubursuc să numește și au avut un mare succes și mă bucur enorm de mult pentru că ideile mele uh, dau așa un vibe bun și siguranța și um, aprecierea celor uh, din jurul meu le creează o stare frumoasă la care chiar mi s-a spus că la acest festival la și unde crezi că va fi arabilul Bursuc în cadrul filarmonicii să nu am iar probleme cu Teatrul Național când am fost chemat la Gopo, la Gopo da. și a căutat uh, Cana cu, unul dintre, cu unii dintre uh, copiii care fac parte din Academia mea de muzică uh, acum la fel, mi s-a cerut în mod extrem, domnul Bursuc am văzut că aveți uh, arabi ne plac mult de tot oboșarea ei vrem prezenți acum la festivalul după 19 de la Sibiu da. Dar spune, uh, apropo de toate divergențele de atunci, când ai fost invitat la astfel de evenimente culturale, da, da. știi că au fost o felul de discuții, te-ai simțit uh, nedreptățit, discriminat, pentru că au fost voci care au spus D ce caută ăștia aici. Ați manelizat festivalul, l-ați uh, într murdărit într-o măsură, da, dar uh, nu în totalitate. Ca să fiu foarte bineînțeles, e o bucurie mare când Dan Bursuc e discutat, înseamnă că eu deranjez. E vorba de o categorie de oameni? Da, în cazul acea, categorie, e vorba de tine. acea categorie de oameni nu trebuie să-i... Să -i... Nu, nu tu ești reprezentantul unei categorii de oameni, exact. adică nu doar Dan Bursuc era invitat, păi eu, eu e, e curentul Eu, eu sunt reprezentantul exact. unei exact. categorii exact. de oameni, Bravo. dar și altă categorie de oameni poate deranjează exact. numele de Dan Bursuc. Exact. Păi numele de Dan Bursuc, pentru mine, ca să le dăm un răspuns prin intermediul emisiunii tale... Eu n-aș fi putut chema acolo, să fiu chemat acolo dacă nu dau un randament. Deci Dan Bursuc aduce un beneficiu al organizatorilor, al celor care creează acel eveniment. Deci omul ăla întotdeauna când e investitor, investește și aduce invitații în care să facă parte din cadrul spectacolului, plătește oamenii și își doresc lucrul ăsta pentru că lor li se pare că e inedit, că e bun, că aduce beneficii. Niciodată nu poate, veni, nu poate fi invitat un artist, în speță eu, care să nu aduc niște beneficii. Deci acest domn Giurgiu s-a gândit de la bun început, dar în bursul nu trebuie să lipsească de la premiile Gopo. Omul ăsta face de atâția ani meseria asta. Iar cei, acei oameni, gurilele, da. au dreptul, toată lumea au dreptul de a uh, uh, obiecta ceva. Dar avea ceva cu cineva. Uh -huh. Dar și oamenii, ala rândul lor există acei analiști pe care stă și analizează și spune, păi da, na. reacția celor persoane răi, în ghilimele, ce a avut cu omul ăsta? Cum ăsta a avut un, un moment foarte bun în cadrul acestui spectacol. Și atunci îl analizează pe acel om și stârnește invidia și răutatea, pentru că noi nu putem opri, vorbeam de timp puțin mai devreme. Noi nu putem opri nimic în loc. Vin oameni și oameni peste noi care vin și se italează prin ceea ce știu să facă ei mai bine. Primește-i, Dumnezeu ne-a creat pe toți, în care să ne dea prioritatea și prilejul să ne dezvoltăm prin ceea ce știm noi că suntem buni sau devotați sau dedicați pentru munca noastră, indiferent de ce muncă. Dar Dumnezeu așa clădește El nu putem nimeni să stăpânim pământul ăsta. E loc pentru fiecare sub soarele ăsta, e atât de mult soare și noi stăm și ne uităm atâta lume. Și avem avem dreptul la orice fiecare. Și trebuie să fim și noi slăviți, să fim apreciați, să fim primiți bine pentru ceea ce facem. Dar răutatea oamenilor niciodată nu o să piară. Iar răutatea să o transform acum ca să o închid, să nu o lungesc. Să nu, să nu, că nu ne monopolizez grăbim. foarte nu. mult. Păi ești asta. invitatul ediției, poți uh, să monopolizezi fără probleme. Întotdeauna te ajută enorm de mult. Răutățile acestor oameni te face să înflorești mai mult. Eu, unul personal, mi-am făcut analiza la treaba asta. Și am spus, chiar mă bucură de multe ori că sunt un subiect de discuție. Pro sau contra nu contează. Dacă e contra, există acei oameni care știe să-l studieze pe Dan Bursuc să vadă dacă face lucruri bune sau nu. Și atunci liniștea mi-o aduc eu personal și îmi crez ziua de mâine să muncesc mai mult, să pot dovedi mai mult, să mă dedic pentru meseria mult mai mult și să încerc acele guri rele da. să le astup prin ce? Prin a demonstra mai mult. Cred că, pe de altă parte, tot legat de problema asta, România n-a fost capabilă și nu e capabilă, vedem pe viitor ce se va întâmpla, să câștige această luptă cu prejudecățile. Da? Pentru că și acum 20 de ani, să nu merg mai departe, și în prezent există aceste tabere pro și contra manele sau mai, mai, mult contra manele, cine spune că ascultă manele, cine cheamă maneliși la astfel de evenimente, e văzut, nu-i văzut cu ochi buni. Și îți dau un răspuns atât de concludent în... extraordinar. Să le dea Dumnezeu sănătate acelor oameni care tot timpul au ceva de spus despre manele. Pentru mine e un încoscară mai sus. Deci, dacă n-ar exista pentru mine acei oameni care să creeze comentarii legate de acest gen acest fenomen, pentru că în România a ajuns un fenomen muzical. E atât de ascultat și atât de plăcut. Am nevoie de oameni ăștia. Deci voi cei care sunteți contra fac uh, uh, prezentă uh, trăită. Da, da, păi da, da. nominalizez. Păi nominalizeze. Da. da le spun că le mulțumesc tare mult pentru toate eforturile lor. Și să le facă în continuare că nu mă deranjează. Eu știu ce am de făcut și am ce am de oferit. Voi dacă n-ați exista acei oameni răutăcioși dar care să facă rău, ce să... Ei uh, asociază curentul ăsta în mare parte cu un public uh, mai puțin educat, să nu spun Nu e adevărat altfel. niciodată în viața lui, dar de ce ne cheamă pe noi somnități, celebrități? cum ne te cheamă somnități spun, celebrități în... să-i să cântăm noi? Eu spun în teorie. Dar atunci nu mai există întreabă. trebuie să existe în teorie ceva în care să poată să afirme ceva. Dacă noi anumite afirmații legate de treaba asta, nu există loc de asta. Dar eu, eu, pot să te întreb de ce porți costumul ăsta sau tu pe mine vezi asta, că îmi place. E logic? Eu, eu ți împărtășesc părerea. Deci, eu spun eu văd să te condiționez <gâng> pe tine ce să mănânci sau ce să ascult mm. sau ce să te îmbraci sau ei. ce să iubești blonde, brune sau brunete. Am mă, frate, fiecare e liberă. Muzica nu are culoare. Muzica e dedicată pentru întreg mapamondul ăsta iar eu, în momentele în care astăzi vreau să mă îmbrac la smoking, mă duc la filarmonică să ascult. Mâine mă duc la teatru și pe mine mă duc eu... la nu Hanul mă Eu nu sunt adversarul tău la această discuție Nu adversarul meu, dar intru și eu în, uh, în stările mele Foarte pentru bine. că sunt nevoit Dar să și dau niște explicații da, legate de treabă uh, prin întrebările la, pe care mi le pun corect, Iar mie la anumite petreceri și uh, evenimente gen nunți nu mă feresc să spun că după o anumită oră nu m-ar deranja, ba din contră mi-ar face plăcere să ascult genul ăsta de muzică Nu sunt ipocrit dar Foarte frumos ai punctat deci, toate dar, la timpul lor. Nu? Toate la timpul lor, dar toată. nu mi-a fost dat să aud la alte evenimente unde nu s-a uh, pus, băgat sau cum se spune, un astfel de gen muzical. Deci, nu mi-a fost dat să aud la alte evenimente uh, această uh, replică, gen avem DJ, avem orchestraia, avem taraful ăla, manele nu. Deci, eu n-am mai auzit de alt gen muzical să se spună așa. Și cred că vi se face, repet, vi se face o retractare. Da, uite, nu neapărat, uite, eu pot să spun mai bine pentru că eu sunt Hai eu am sunt, un cabinet al sunt, meu sunt cabinet de consultanță artistică ăsta e cabinetul meu la ora asta da. adică vii să-ți faci o consultanță al evenimentului gen și... eu sunt mire sau da. Nu tu ești mire, da, da. eu nu fac strig numai pe manele tot ce fac pentru că eu am colaborări cu toate genurile știu, dar vorbeam de manele și acum, cum ai spus-o, tu ți-o spun nimeni eu am prezentat filarmonica fraților Cocoș și a spus cum domne filarmonica? Da, domnule, uite, Puteți să ne puneți, eu am monitoare pe un perete, tot. Și atunci eu prezint muzica tuturor. Muzica lui la muzica lui la muzica lui la muzica lui Bun. I-am spus, acum am o trupă de rock. zis domnul Bursuc, la nuntă mi aduceți rock. Domnule, tăi, eu sunt nevoit, prin cabinetul meu de consultanță artistică, să-ți prezint Auzi cum îți răspund acum, dacă înțelegi răspunsul meu. Deci oamenii își aleg ceea ce vor. I-am spus, domnule, ați vrut programul mult mai diversificat. Uitați, în cadrul orelor astea să cântă genul ăsta, în cadrul orelor astea, în cadrul... Și rocul nu l-a vrut. Și aveam de prezentat, puteam să-i prezint o trupă de roc. Am eu vreo vină că acel beneficiar nu și-a dorit roc. Așa se poate întâmpla și în, altul, în, alt, în alte Cazuri uh -huh. în care unii oameni poate nu doresc lucrul ăsta. Sunt mai conservatori. Da, scartă, păi la ei mă refer. Au o altă formă de, de Și petrecere. Și li se pare că se înjosesc, li se pare că se subestimează ascultând un astfel de gen de muzică. Eu așa încerc să le găsesc o explicație. În mod cert, aia nu e răutate. Nu-i consider pe oamenii ăștia răutăcioși, care nu vor manele, ci pur și Noi simplu... Tot am, tot, am subliniat și am accentuat în, în, mod extrem subiectul ăsta legat de treaba asta prin, cred că e a treia întrebare și vrei un răspuns mult mai concludent. Nu frate, Maneo nu o să dispară foarte mult. Maneo de-abia de acum încolo să te va dezvolta în România. Și eu știu ce am de făcut pentru mâna asta. asta trebuie îmbrăcată frumos, împăturită atât de frumos și prezentată numai în cadruri foarte, foarte speciale. Și ușor, ușor educ eu acești oameni pentru că eu știu să știu să ofer. Eu mi-aduc aminte de o emisiune pe care tot așa a fost o discuție. Domne, ce căută, domne, Dan Bursu uh -huh. la opera de stat, uh -huh. domne, cum? Și acolo am făcut filmul meu frumos. Păi, n-am plătit, eu am făcut o cerere. Dacă mi se dă voie sau nu, da? Mi s-a aprobat cererea. Când mi-a -mi cerut, atât am plătit, m-am dus. Era pentru sufletul meu, pentru maniera când eu am compus melodia, eu am, am compus-o în așa fel, cu o imaginație, cu un orizont, unde să-l pun pe copilul de aur, în ce postură, în care să-i ofer oamenilor. Ceva care să iasă din tiparele pe care sunt obișnuiți oameni. M-am dus, am plătit, am adus pe copilul Daur în cadrul operei. Am filmat, mi-am făcut clip. Când a apărut, mamă, bubuia radiourile și televiziunile. Domne, ce caută, domne, Dan Deci pe gurile la toată lumea, ce caută Dan cu copilul Daur la opera de stat. Eu nu am dreptul mă frate, și eu la opera de stat. E bine până aici? Perfect, e bine tot Acum am vrut să-ți răspund la, la că știu să educ genul ăsta, dar am trebuit da. timp. Am trebuie timp și am trebuit și oameni din cadrul industriei mele care să fie competenți, ascultători și să asculte de o vorbă. Întotdeauna există cu un om, în, în orice domeniu de activitate, care știe cum trebuie să ramifice, cum să răspândească toate lucrurile astea frumoase. Când nu prea ai oameni pe lângă tine care să fim de aceea speță nu se poate dezvolta. Dar cu răbdare întotdeauna atrage asupra ta lucruri pozitive în care să ai răbdarea necesară, că pentru mine timpul, răbdarea și seriozitatea. Da, și primordial seriozitatea. Și ca să revin la discuția după aia am avut o emisiune în prime time la TVR1 în care am prezentat, am prezentat piesa. Avându-l pe domnul Proteanu ca invitat, avântul pe ministrul Orgunescu și pe domnul Dan Grigore, unul dintre cei mai mari pianici din România. Da, 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 da. Și în cadrul emisiunii am spus, domnule, înainte să începem această frumoasă emisiune, că da, ne am întâlnit, cum putem să discutăm de ce nu are loc Dan Bursuc la opera română? Mai întâi nu trebuie să ascultăm materialul. Știți cât avea piesa? Șase minute a fost gândul meu acum, că o spun după atâția ani. Asta e situația. Ce să te înseamnă mult, nu? I-am spus așa, domnul Dan Grigore, sunteți de acord să facem dialog pe piesă și de ce a fost Dan Bursuc? Dacă dumneavoastră nu aveți noțiuni, domnul ministru, dacă nu aveți noțiuni să puteți să aveți argumente da? sau să discutați pe ce nedrept nu am eu acolo, sau domnul Pruteanu, marele nostru Pruteanu, da? Dați-mi voie să vizionăm mai întâi melodia. Deci era ora 8, prime time. 6 minute să stai cu o melodie poate TV1. E o mare realizare de la Ludan Deci eu deja mi-am făcut publicitate cu melodia. Indiferent de situație, eu am prezentat piesa 6 minute. Da? da. Și am spus și acum puteți să-mi spuneți orice doriți dumneavoastră. Orice observație vreau. Domnul Dan Grigore, aș vrea să încep uh. cu dumneavoastră ca și orchestra. Adică, măi, tata, eu nu am un tupeu din ăsta care să nu știu pe ce să, pe ce să vorbesc. Că nu, Nu, susțin cu argumente. Susții, am, văzut, cu argumente. Da. I am spus așa, da. domnul Dan Grigore, spuneți-mi observațiile dumneavoastră ca și parte de armonie. După aceea, domnul Proteanu, dumneavoastră, sunteți, eu am două texte care le-am de ani de zile de la domnul Proteanu. Mi-am dorit lucrul ăsta în cadrul multor emisiuni pe care dânsul a spus că ce geniu ăsta, că ce cu tare am spus acolo la TVR1 atunci domnul ministrul Iorgulescu mi-a spus băi omule, tu ești un om bun, tu ești un om cu tare, cu tare, astea sunt situațiile eu le spun după an de zile treburile astea. și am spus da, dar dacă nu face domnul Pruteanu două texte să cânte unul dintre interpreții pe care îi impresariez eu eu simt că nu M-am ținut de capul lui enorm de mult și mi-a făcut, făcut două nu? texte. Da? Și Vadim Tudor. Am șase texte de la domnul Vadim Tudor. Mai am cinci care nu le-am scos de ani de zile. Decât unul am scos. Țigancușe, ce frumoase ești cu micuțul Lele. Care da. dânsul a făcut textul. Eu am făcut orchestrația, linia melodică. Iar eu m-am dus la dânsul, la partid și am spus nu plec de aici până nu faceți un text dumneavoastră în mod extrem. Și după discuțiile alea și cu domnul Purteanu am două texte care le țin uh, pentru mine e... Acele A două să texte. așa, nu? Cumva. Nu e un că pot să spun că e ca o avere pentru mine pentru că răscolește în mintea și în sufletul meu acele dialoguri pe care le-am trăit și mi-am dat seama, eu unul personal nu mă interesează părerea colegilor mei uh, acest gen muzical a fost puțin interzis de alte, alte ministere, să pot să le numesc așa, culturale, pe care nu se dă voie să se dezvolte atât de mult genul ăsta muzical. Da. Pentru pe că că au, au făcut diferența și de aici v-am răspuns în totalitate. Da. Iar eu am înțeles acest fenomen. Prin dialogurile și intervențiile pe care au fost create în, în posturile de televiziune, eu mi-am dat seama, eu întotdeauna eu am tăcut și am lăsat oamenii să vorbească. Domnul Bursuc, ce să am de spus? Sunt prea mic ca să pot să fac față da. cu oameni Eu vă înțeleg, dar și nu de aici pot să eu am nicio... dat niște răspunsuri foarte frumoase și plăcute și poate așa am putut acapara acele persoane prin bunul meu simț de a putut să-mi facă două texte domnul Pruteanu, care nu era de acord în viața lui să aibă o... Mi-a spus, îmi plași și tu ca om. Băi, omul, mi-a zis, tu ești avocatul lor? Nu, nu sunt avocatul lor. Da, da, uite, și a avut intervenții cu foarte mulți colegi de-ai mei. Nu vreau să le dau nume ca să nu mă interpretez de greșit. Au avut uh, emisiuni pe care fiecare a răspuns cum a vrut. -a vrut. Eu niciodată n-am contrazis. Noastră ce aveți de spus? Domnul Proteanu, nu nimic. Dumneavoastră trebuie să decideți pentru că de-aia ați fost adus în cadrul acestei emisiuni ca dumneavoastră să îndreptați lucrurile că poate sunt nedrepte. Adică eu am răspuns. Tot fizolog. Uh, 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 filozofic. Filozofic. Uh, și, urmă, pe pauzele publicitare, spunea, îmi place de tine. Adică eu mi-am câștigat oamenii în timp, în funcție de ce am oferit eu. Că în viață, ceea ce oferi, așa primești. O, sau eu am, toată viața mea, eu am oferit ca să pot să primesc. Și dacă n-am primit, l-am avut pe Dumnezeu, care el a avut grijă mea. Și sunt foarte atent tot timpul cu oameni de genul ăsta. Dacă oameni care nu știu să simtă, care nu știu să aprecieze, care nu-l cunoaște într-adevăr pe Dan Bursuc, îi spun, Doamne, ai tu grijă de ei și uh, dă-le minte și liniște acelor persoane în care să-i faci pe oameni să înțeleagă. Pentru că eu trăiesc cu frica lui Dumnezeu înainte să pot să am pretenții de la cineva, pe eu trebuie să mă gândesc să mă pun în pielea acelei persoane. Uh, cum îmi doresc eu, poate și alți oameni nici doresc. Și atunci eu, în, în contact cu acea persoană, eu trebuie să, să mă fac, să, să, mă fac plăcut sau să fiu pe gustul acelei persoane în funcție de cum mi-aș dori și eu să fie acea persoană cu mine. Și eu dacă am elementele astea de bază, permanent, uh, mă simt plăcut, așa mă simt satisfăcut. Și unii înțeleg, alții nu înțeleg. Alții le dau ocazii, sunt om care îmi pot permite la multe șanse multor oameni. Doar prin felul că i-am pus într-un cântar, într-o uh, într balanță. Într balanță și m-am convins cât de inteligent e. Și atunci în măsura în care el nu e convins, el, de ceea ce încerc eu să implementez, eu am obligația de a mă încerca încă o dată să pot să-l fac să înțeleagă. Probabil Dacă nu înțelege. măsura, măsura hmm. inteligenții lui e un pic mai încetinită. Mm -hmm. Și atunci trebuie să ai răbdare cu oamenii, să-i aduci pe linia de plutire să te înțeleagă ce A, fel de om domnule. E foarte bine că am uh, dezbătut și am discutat în profunzime acest subiect pe care îl consider încheiat. Acum vorbim de forța acestui gen muzical. Da? Deci, gata, am terminat cu prejudecăți, cu hater, cu oameni care nu ascultă. Vorbim strict de cei care preferă, de cei care ascultă și îți dau întru totul dreptate. Este. Acest gen muzical, un adevărat fenomen care nu mai poate fi stopat și nu mai poate fi oprit. Niciodată. Și ceea ce a născut el până acum, la nivel uh, internațional, a spune, este absolut uitor. Începând de la piese care uh, sunt uh, interpretate, difuzate sub o formă sau alta, peste tot, inclusiv la Antol, parcă nu, Ganaci sau unde a pus uh, O Viața mea, sau ce a pus, da? Vedeți? Până la zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și așa mai departe. Adică e un fenomen uh, în fața căruia nu te poți uh, pune da, și pe care nu-l poți ignora. Asta este o certitudine. Ce lipsește în momentul de față? Acea persoană, acel om care trebuie gândit. Eu v-am afirmat puțin mai devreme că Dan Bursuc nu se oprește aici. Cum pot răspunde eu societății noastre? Cum pot răspunde? Păi eu știu ce am de făcut. Când vor fi colaborări cu mari interpreți la nivel internațional, cu interpreți din România, atunci voi răspunde eu prin tăcere, doar prin... Păi la... n-au fost deja? Eu cred că au fost. N-au fost. No, n -au la fost. Nivelul pe care mi-l doresc eu. Eu, cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu răbdarea mea, voi face multe lucruri frumoase pentru interpreții acestui gen muzical. În măsura când eu voi aduce colaborări cu foarte mari artiști dă internaționali. Dă-ne un exemplu ca să... Nu vreau, nu dă A, okay. exemple. Mie mi-a plăcut întotdeauna să dovedesc. Am înțeles. Și atunci... Da, ca să știe lumea la ce te gândești, asta era ideea. dau o explicație în cadrul emisiunii tale. Deci ce-ai spus? Că e un fenomen. Încă nu e apreciat și, cum să spun eu, așa să o spună cu profunzime toată lumea. Da, domne, jos spălăria. Pentru că Dan Bursuc va face multe lucruri cu anumiti soliști care sunt acum de top. Eu am câțiva aici, dar timpul le va rezolva pe toate. Când va fi colaborările astea internaționale și va fi perceperea acelor țări care uh, fac eu asocierea asta, ce o să zic în România când acel solist de aici aici apreciat în țara acelui interpret care da. facem colaborarea? Atunci România cum se vede? Eu aici întrebarea. Mea. Se vede bine cum să se vadă. Nu se vede bine? Sau... Păi scuzați-mi expresia, acum cum ar trebui să spun? Cum să vede? pe n-ați înțeles înseamnă. Am zis că deci, poate n-am român, cântă okay. manea. Ok. Da? și Eu fac o colaborare cu un alt coleg internațional din țara lui. De succes. În țara lui, acest interpretă, Manele, din România, e primit așa cu brațele A, deschise. Și în România e... Și în România e de discutat, da, da, domnule Manele. Gata, am înțeles acum, gata. Așa, boierul meu. Gata, da, da nu mă Vorbești foarte tine. repede și uh, mă duci de într-una uh, în alta. Înseamnă și... că am reușit ceva bun. Nu, no, no? nu ești maestru. Credem, am 23 de ani de presă. <laughs> să-ți dea Dumnezeu e, sănătate. Nu e ușor să mă țin după tine. Ia-o cap un compliment. Mulțumesc să-ți dea nu Dumnezeu sănătate. Nu e ușor sănătate, să mă țin după tine. Spus, dar eu vreau să fiu atât de explicit. Dar, dar trebuie să avem înțeles. ce să uite oamenii ăștia când accesează emisiunea ta. Băi, mă ui la bursuc să văd ce are de gând. Da, asta am vrut să Corect, spun. Foarte bine. Bursuc vrea să foarte... facă multe păi, lucruri contează, frumoase da, Pentru da, România. Contează ce spui, cu tu. ce gen, Cum mana asta care o iubește o, o lume întreagă. Dar spunem, în topul acestui gen au rămas uh, clasici, nu? Dacă nu-mi fac pofta asta, eu mor. Ține minte. Festival internațional Dan Bursuc. Dacă nu fac asta, pe cel mai mare festival balcanic, eu. Nu nu știu ce să spun, e focul meu ca să fac cel mai mare, cum e Antol Duc, așa vreau să fie la București Maneu. Promis solemn în fața întregii națiuni, Dan Bursuc va face cel mai mare festival balcanic pe Lia Manoliu vreau să fie. U, uh, Atât curaj am. Pe arena națională. Da. Perfect drăguțul meu. Da. 50.000 de, de, oameni. Păi normal, când vin atâți oameni la fotbal, de ce să nu vină și la un spectacol? M-am săturat de după sala palatului, de sala polivalentă. Vreau genul ăsta muzical direct pe arena națională. Și cu invitați, colegi de-ai mei, prieteni de mei, care n-aș vrea să divulg acum multe. Eu sunt invitat pentru anul viitor în foarte multe țări. Eu am o asociație a mea, eu sunt președintele Asociației Muzicanților Lăutarilor din România. Iar eu, acum anul viitor, voi avea foarte multe festivaluri, foarte multe întâlniri la care voi aduce foarte mulți artiști din foarte multe țări, Pălia Manoliu, în cadrul acestui festival balcanic Dan Bursuc. Așa se va numi. Festival balcanic Dan Bursuc. Dar spune, te-am întrebat și ne-am luat din nou cu altele, ceea ce nu e un reproș, Doamne ferește. Așa cu discuția. În topul acestui gen muzical sunt în continuare clasicii? Clasicii. Adrian, Vigelie, Salam sau... Eu nu sunt atât de la curent. Auzi, pot să-ți răspund cu o întrebare? Te rog. Dar sincer îmi răspund. Foarte sinceră. Tu mai ai ascult pe Gica Petrescu? Nu. Ce-ai înțeles? Că n-ar mai fi ei. Nu. Nu mi-ai răspuns bine. Nu, nu-l mai ascult pe Gica Petrescu și nici nu l-am ascultat așa foarte, foarte... Uh, Dar cât mult. au oferit? Știi, uh, uh, eu ți-am pus, răspuns cu o întrebare și ți-am spus. La câți ani a murit Gica Petrescu? Târziu. Târziu. Ce ți-am răspuns de Vali Vigeliei și de Adrian? Deci, Vali Vigeliei și Adrian Minune sunt un fel de gică Petrescu pentru genul ăsta muzical. Din punctul meu de vedere. Wow. Pentru mine sunt nemuritori. Oamenii ăștia au, uh, au, au pus un nu știu cum să, să numesc eu. Au clădit, să numesc așa în genul ăsta muzical, pentru că după anii 90 noi am avut cele mai mari posibilități. Adică, odată cu Revoluția, s-au deschis foarte multe case. Înainte nu exista decât Electrecordul ca și uh, casă de imprimări, știți, și după aceea s-au inventat sau înființat foarte multe case de discuri, pe care în acea perioadă noi am prins-o cel mai bine. Eu, Vali Vigelie și Adrian Minune. În care, în acea perioadă, și Dan Armeanca, am venit cu genul ăsta muzical și cu trecerea asta ritmată, adică biturile, împrumutându-le, că eu trebuie să fiu foarte sincer, de la țările învecinate, am venit cu lucruri noi în piața muzicală. Iar nu exista în acea perioadă alți soliști în afară de Vali Vigelie și Adrian Minune în care să, să emane, să aibă o adresă prin text, prin exprimare, prin starea lor de, de artistică, pot să spun că de au devenit nume celebre în muzica asta. Iar pe parcursul anilor au putut dovedi și au arătat, au demonstrat întregii națiuni și de-aia sunt atât de iubiți și atât de remarcanți, pot să spun, în genul ăsta muzical, spunând, de genul ăsta, întotdeauna trebuie să-i prezinți pe acești oameni. Sunt foarte mulți colegi de-ai noștri, nu vreau, întotdeauna sunt foarte atent încât să nu supăr pe cei din jurul meu. Sunt foarte mulți reprezentanți, dar în acea perioadă, atunci, noi am avut o deschidere strict pe genul ăsta de manea. Au fost foarte mulți soliști pe care cântau cu instrumentele astea, sambal și contrabas, dar noi am, de fapt, eu am știut să speculez foarte bine acel moment în care noi să ne facem atât de cunoscuți și remarcanți. Și am colaborat cu foarte multe case de discuri și Vali Vigelie și Adrian Minune, un succes garantat. Care, iată, au trecut 30 de ani, 30 ceva de ani, pe care încă noi mai avem multe lucruri de oferit. Și suntem la o vârstă pe care Consider că nici eu, nici Vali, nici Adrian nu putem să ne oprim aici. De-aia am asociat într-o oarecare glumiță, să o numesc mm -hmm. așa, Asocierea pe care a fost cu Gica Petrescu. Gica Petrescu a trăit da, nemuritori, foarte mulți Da, a da, murit da, și a trăit și mi-aș dori ca acești colegii mei, cu metrii mei, frații mei, Vali și Adrian, să trăiască cât a trăit Gica Petrescu și să ofere întregii națiuni nu mai melodii frumoase în care fiecare ascultător să se regăsească în textele lor, în uh, uh, adresarea lor artistică uh -huh. și glasurile în mesajele lor, acestor mesajele melodii, lor, care văd că pot ieși foarte, foarte mulți soliști, dar până nu l-ai Vali și pe Adrian la evenimentul tău. parcă, parcă nu e complet, nu? Pare nu e complet. Dar care sunt melodiile, dacă ar fi așa să sunt multe, facem un top? Sunt multe. Care? Nu, aș vrea să spun. Mai bine le spun numele lor. Când le spui numele lor, uh, au un bagaj atât de mare muzical încât nici nu știi pe care să o alegi. Frumos e că spunând numele Vali Vigilie și Adrian Milune spui tot. Și atunci... Ce puțin aia cu o viața mea a România. Adică aia era ceva... Da, ca să vorbim o o nu... melodie anume. Da, dar au foarte multe melodii pe care au intrat la sufletele oamenilor acești doi interpreți. Domnule, înseamnă ceva pentru România? Vale Vigelie și Adria Minune spune ceva în muzica asta românească. Muzica românească, auz cum m-am adresat. Deci, eu întotdeauna am stimat și am apreciat când o muzică e cântată frumos și bine, scoate spălăria, pleacă-te în fața acelor oameni, spui felicitări. Nu contează ce genie muzica nu are culoare. O spun de nenumărate ori și așa o o spun până pur mâinile pe piept. Muzica nu are culoare. Dacă e cântată frumos, interpretată și împachetată frumos, e ca orice produs din orice industrie care poți să-l pui la vânzare plăcut și omul să fie mulțumit. Cam așa e muzica lui Vali Vigelie și a lui Adrian Minon. Spune-ne <laughs> uh, despre petrecerile, nunțile, celebre la care ai cântat? Despre celebritățile la care ai cântat? Au fost, uh, da, am, chefurile... am participat la chefuri, la anunți, la evenimente, la botezuri care uh, pentru noi uh, și prezența noastră de foarte multe ori era o, satisfac o satisfacție enormă. Uh, te simți ca și artist când ești invitat de celebrități? Vorbim de Uh, orice uh, domeniu, orice cadru, orice ministru, orice uh, om de rând. Nu... Pentru mine e același sentiment ca și artist. Dar parcă uh, când cineva te dorește, având, știu, o poziție, o clasă socială mult mai mare, și vezi că tu participi, e o altă adresă și a ta. Te bucură, te împlinești sufletește în măsura în care particip la evenimentul acelei celebrități sau somnități sau cum să le numim noi în cadrul emisiunii tale. Le-am atins pe toate și ne-am simțit fericiți pentru că avem în amintirile noastre, în poveștile vieții noastre, avem de cine să vorbim. Băi, mi-aduc aminte când am participat la nunta lui Cutărescu. Mi-aduc aminte când am participat la nunta lui Cutărescu. Și când vorbim de Cutărescu, pentru ca să ajungi să vorbești de Cutărescu, înseamnă că e cineva în România. Adică nu contează, ți-am zis Dar Hai să-i numim pe cutărești nu no, nu, no, nu, no, nu, no? nu, no, no, te rog eu Nu, nu vreau să-i numesc Mă gândesc că dintre fotbaliști n-a scăpat niciunul a, ne, ne, cu, ne, cu ăștia, cu, ne cânta cu, de voi. Cu, cu fotbaliștii Chivu, Mutu, ă? Chivu, Mutu uh, uh, Cum îl cheamă? Marius Nicolae. Marius Nicolae. Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu, Domocoș, Borcăuan, uh, 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 Petre Marin, uh, Hagi. Uh, și la Hagi păi la tot ce a fost mai bun, păi da, auzi noi putem să ne uităm la un meci dacă nu joacă Hagi acum suntem obligați Eu auzi cum ți-o spun da. păi tu poți să-ți faci eveniment fără Bursuca, Adrian și Vigelie, n-ai cum Păi bă frate, avem de toate, dar nu -i avem pe -aștea. și noi ne bucurăm de succesul acestor mari fotbaliști și ei trebuie să se bucure, să ne aibă în cadrul lor pentru că Oricine își dorește ceva bun, uh -huh. ai înțeles? Și în toată perioada asta de succes a noastră, noi am participat la foarte, foarte uh, mulți fotbaliști importanți, pe care, vezi, succesul lor, în gloria lor, în domeniul lor de activitate, ei poate în pauzele lor sau în. Uh, când aveau și ei un timp, eu cred că ei puneau mâna și ne ascultau melodiile. Pentru că, fără muzică, mă, frate. Ai nevoie și de o haină, da, te duci la croitor. Ai nevoie să te delectezi uitându-te la un meci. Pe aștept meciul în care joacă băieții ăștia buni, care chiar merită să-i vizionezi. Și la rândul lor, cei cu oamenii ăștia, mă dacă îmi place ceea ce fac ei. Da, Când... și până la urmă la nunta oricăruia dintre noi e liber. Cuplul, mirii sunt liberi să aducă pe cine vor, că e un eveniment privat. De multe ori, să o spun cu maximă sinceritate foarte mulți oameni ne aduc, nu neapărat că le place, ne aduc să participe în numele la brandul. Domnele că e brand. Păi poate altul cântă mai bine, eu vreau să fiu, cântă foarte mult soliști, foarte bine, sau instrumenti, sau orchestre, sau tarafuri. Dar spune domnule, cântă domnule bine, dar dacă nu-l aduc pe ăla, o să zic ăla că eu n-am avut bani să-l plătesc pe ăla și de-aia nu l-am luat pe Vrei, nu vrei, trebuie să-l iau pe ăla ca să ducă pomina, să ducă vestea. Bă, Adrian, am avut anunțat. pe Adrian, am avut pe Vigelie, am avut trupele lui Dan Bursuc. Păi, aici mai contează și cum știi să-ți faci treaba foarte bine, știi? Că în momentul în care ai ce să oferi muzical, atunci oamenii te solicită și spune, domne, dacă o să am botezul, dacă o să am nunta, dacă am, o să am ziua mea onomastică. Eu mi-l aduc pe bursuc, domne, sau pe vigilie, sau pe Adrian. De ce? Păi, ea cântă, domne, ea ne răcorește, ne intră la suflet. Da. Dar cea mai, cum să o numim, complicată cerere pe care ați onorat-o, în ce a constat? În Vânt. sensul în care a trebuit să vă suiți în avion, să traversați mări și țări, să-i cântați. A, uite, spun ce am pățit pe 27 august, acum o întâmplare foarte recentă de da? luna trecută. Da. da, da. Am fost solicitat la Maramureș, m-am înțeles cu un pres pe ce trebuie să cânt. Ok. În același timp, cineva la Târgu Jiu mă vrea la o oră anume. Eu m-am înțeles și cu acei oameni. Deci eu mi-am primit banii de acolo. Eu nu mi-am făcut socoteala și n-ajungeam cu două ore la cât a vrut mirele de la Maramureș. Știți ce am făcut, nu? Nu. Banii pe care i-am câștigat la cel de la Maramureș, mi-am închiriat elicopter ca să pot să fiu la ora care a trebuit. Dacă el și-a dorit, culme. culmea, am ajuns acolo și am intrat după trei ore. Eu gândindu-mă că trebuie să-i respect ora care a zis-o, și ți-am zis, am intrat după trei ore. A trebuit să găsesc soluția. Bă, Pierzi, câștigi, negustor te numești. Mi-am închiriat elicopter, am luat-o pe Laura Vaz și pe Suleiman, m-am dus la Târgu Jiu, am plecat după de aici de la Băneasa cu elicopter închiriat, m-am dus la Târgu Jiu, am cântat programul la Târgu Jiu, m-am urcat în elicopter și am ajuns la Oași, la, la Maramon. deci, practic, elicopterul a fost pe post de taxi, de Uber. Deci, a, a, dus la... a fost pe post de taxi doar dintr-un singur motiv. Că nu vă încadrați. Că nu mă încadram și am vrut să dau dovadă de seriozitate maximă. Și am plătit 7500 de euro. Practic, 7, da, ce de de la pe de pere, cumva. Dar n-a contat lucrul ăsta. i-am spus Mirelui. Ai auzit cu ce? Da, mă, o... el era la biserică. Când eu am aterizat la acolo, în zona aia, da. el a fost informat imediat. Iar eu la 8 fără 3 minute eram în restaurant, să așezau încă nu erau, erau la biserică. Eu mi-am făcut o filmare și am spus sunt în restaurant. La care el ajunge la 9 da. și eu intru la 12. Și am pierdut 7500 de euro. Întrebarea pe care mi-ai pus-o tu. Dar împlinirea mea sufletească și când spui Dan Bursuc, ți-am spus-o și o repet. Îmi doresc lucrul ăsta ca eu să fiu cel mai serios. Și am mai spus-o eu în cadrul multor altor emisiuni. Dar nu aș vrea să mai repet, să nu se leagă greșit. Măcar așa, pe o colită sau nu știu, ca, nu știu, nu știu a ce te referi, că ai fost la Eu câștig din greșelile altora. Foarte mult la asta. Adică, eu pun preț pe seriozitate maxim. Uh -huh. Când ajungi ca un om să fie mulțumit de cuvântul tău și de seriozitatea ta, nu să stea, o veni, nu o veni, o ajunge, nu o ajunge, ăla nu mai e artist. Lasă se și la revedere de la viața artistică. Pentru că un om muncește în felul lui și îți dă bănuțul lui în că te dorește atât de mult să fii în cadrul evenimentului. În măsura în care omul stă cu grijă dacă o venim sau nu o veni, și -mi face cu banii dați, păi întristez pentru că tu participi la cele mai frumoase evenimente din cadrul acelui om. Băi, nunta, botezul, dorești și eu pe cu e o amintire pe viață. Păi, omul a venit, s-a dat plătit și el să stea tot el cu grijă? Nu. Eu u -o, urăsc lucrul ăsta. Eu vreau să vin mai devreme întotdeauna cu ceva timp în care să-ți dublez, să dublez eu respectul dintre părți. Uite-mă omul ăsta, ce serios. Eu am vorbit cu el la o oră și el a venit cu o oră mai devreme. Dar știi ce curiozitate am și asta e valabilă în cazul tuturor artiștilor care uh, merg la astfel de evenimente, indiferent de genul de muzică pe care îl uh, interpretează. Cum rezistați oameni buni? Fizic, cum rezistați? Păi, altă soluție n-ai cum. Te gândești de la bun început la succesul tău în măsura succesului pe care crește. Păi da, dar nu... Trebuie să-ți asumi. Poți adică să... Trebuie să fii foarte ponderat. Adică, oboseală, ai, ai stres, cântat, uh... ai cântat, muncă. Da? Du-te du te și odihnește-te, nu pierde timpul, pentru că mâine te așteaptă o altă, o, o, o altă nuntă, un alt eveniment în care și acolo trebuie să dai același randament care l-ai dat și în seara asta. trebuie să fii foarte ordonat în meseria asta, în măsura în care ești atât de ordonat, cu atât cu cerești mai mult și rezici mai mult. În măsura în care nu ești controlat, și nu-ți faci un program, ca și în fotbal, tată. Uh -huh. Păi în fotbal, băi, știu că am ești peste trei zile, vrei să merg în club să beau? Eu știu că ne dorim multe. Da, da. Dar trebuie să le facem toate la timpul lor. Dedică-te pentru meseria ta dacă vrei să ai succes, să ai uh, uh, cursă lungă. Dacă nu ai, uh, nu ești atent cu tine în meseria ta, nu ai cursă lungă. Trebuie să fii foarte bine pus la punct. Adică ordonat. Trebuie să fii ordonat în meseria ta și nu ai cum să, să greșești. Cât, cât, ești de ordonat, atât ai viitorul de asigurat. Și am vorbit și cu Rima. Cât ești de ordonat, așa e viitorul asigurat. Ești dezorganizat, ești ratat. Mm -hmm. Nu, că așa este. Așa este. Am început nu să, pot vorbim, să vorbim, dragii mei, în rime. Nu poți să cânti zi de zi fără să te recuperezi după fiecare cântare. Nu poți să rămâi la nunta aia încă trei ore sau după ce termină Vorbeam de, de Vali la pauza asta, da? da? Când am avut, da? Și ți-a promis că o să ajungă în cadrul emisiunii tale. El nu are cum să ajungă în cazul emisiunii tale, că uite, ne ia 3-4 ore ce avem noi aici cu montaj, cu și intunire, spus, da. cu asta. Dacă el are totul programat, nu are cum. Pentru, Pentru, că e ordonat. Că să... Pentru că e ordonat, omule. Vali Vigelie e un om ordonat. E E frățiorul meu drag și scump și l-ador și l-apreciez și mă mândresc cu el. Adică e un exemplu al societății noastre. Spune-mi, oamenii aceștia au fost uh, descoperiți <hânt> sau, sau doar promovați de tine? Nu. Vali Vigelie, am plecat împreună. Noi am fost frați de la 15 ani. Am plecat împreună pe stradă. Din 85 ne-am cunoscut, ne-am creat un tarafal nostru o formație a noastră și așa ne-am ne, ne completat unul pe celălalt până în zilele de astăzi. Noi tot timpul ne cerem referințe unul altuia, ce ai mai făcut, cum ai făcut, cu ce pot să te ajut, ai nevoie de ceva, am nevoie de ceva. Între mine și Vali Vigelie există cea mai frumoasă relație și mulțumim Bunului Dumnezeu că ne ține sănătos, ne mândrim, ne simțim fericiți pentru realizările noastre. Ne cam... Legăm unul cu altul așa, pentru că așa ne-am dat voie unul, unul unui celuilalt să ne complectăm totdeauna. Da. Și cu Adrian e, și o, cu Adrian e, la e aceeași poveste, da. adică ați plecat tot... Uh... Nu, el a venit în 93 lângă noi. Noi începusem să cântăm la un restaurant tot așa în centrul orașului, Liviu și la s-a numea, Am cântat înainte cu doi ani la Mercur cu Vali Vigelie chiar lângă Majestic, da. în buricul Bucureștiului, să cânți acolo. E o onoare, toată lumea venea să te asculte. Satisfacție, împliniri sufletești, omule. Și după aceea, în 93, a venit și Adrian și Nicu Elvis. Asta era brigada noastră în perioada aia. Și din 93, noi am plecat într-o frăție. La noi a fost o datorită relației noastre, ne-am spus care va avea primul copil dacă ai tu primul boteziu, dacă am eu primul botez și așa ne-am făcut și neamuri. Okay. Ne-am botezat unul celuilalt. E o relație frumoasă, apropiată. Și după ei au venit alții, copilul de aur. Păi după aceea... A venit uh, generația următoare. Generația funcționat. pe care eu mi-am făcut casele mele de discuri după aceea. Eu m-am dezvoltat, adică m-am apucat de, de compus, compuneam foarte mult melodii tuturor și am zis, domnule, nu mai pot să muncesc pentru altul. Muncesc și eu pentru mine, dacă pot, că toți plecăm de la un nivel. Nivelul, în funcție, ți-am spus-o în cadrul emisiunii tale, cu cât îți dorești mai mult, cu cât te... te, te te de, dedici mai mult, munca definește om, omul. Știi ce am observat eu la evenimentele acestea, la anunți mai degrabă, și la care am participat, și la cele la care m-am uitat, prieteni, cunoscuți, curiozități pe YouTube? Atunci când se uh, uh, interpretează genul acesta de muzică sau când vine momentul lui, parcă mesenii, unii dintre ei, parcă sunt mai generoși ca uh, în uh, alte uh, cadre. Da, și cazuri. sau cu al Decât cu alți artiști. Nu știu, când le cântă un Adrian sau un Vigelie, parcă îi vezi cum tresc de două ori mai intens uh, și banii, uh, care de multe ori seamănă. și aici vreau să ne spui dacă e teatru. Și spune că și ea înapoi, după aia, sau mai știu eu ce. Hai, parcă banii ies din buzunar, de nu. zici că sunt hârtii sau colile acestea de hârtie, parcă se. Uh, ca să răspund. transformă. Și, să ating, și ca să-ți răspund și să ating cam tot ce ai vrut tu ca să exprimi acum, uh, începem cu un singur lucru, ca să le răspund și să fiu și înțeles de societate. Nu, aici, e, da. de societate. Uh, există acel mesaj pe care ascultătorul se regăsește, a avut timp ca să te cunoască, să te asculte și să-ți aprecieze muzica ta și în măsura când ești mai aproape de acea persoană îți dorești ca să îți cânte și ție acea melodie pe care ți-o dorești și te regăsești prin textul cântat de acel artist. Asta e în prima fază. Și atunci vii și le remunerezi și tu pe artist în funcție de posibilitatea ta financiară. Și pentru Părăi... că te atinge fix la problemele și la suferințele tale. Evident. Supărări. Te regăsești. Despărțiri. Da. Ă, ai fost înșelat. Până asta asta ai fost mințit. genul. Întrebarea ta asta a fost. Genul ăsta muzical cântă mai liber, mai deschis. Întotdeauna, în alte genuri muzicale, au fost tot timpul mai închiși. Domne, să nu cântăm de treaba asta. Mm -hmm. După când maneaua, s-a cântat de mamă, de tată, de frază de dușman, de. Amantă? De amantă, de nevastă, de. Tot. Deci genul ăsta de -aia a fost atât de, de, de apreciat pentru că a fost deschis. S-a cântat fără limite, adică fără bariere. Maneaua e fără barieră. Da. <laughs> Bun, și orchestrată da. frumos. Și orchestrată linie... și interpretată. Are o adresă, știi? Nu vreau să mă înțeleagă cineva greșit din alte domenii muzicale, că nu-mi place să fiu greșit. Dar fiecare își laudă să... produsul. Greșit, înțeles. Nu te... Dar nu e neapărat o laudă. Mi-ai pus o întrebare pe care eu trebuie să răspund oamenilor. Domne, noi avem lipici, avem adresă. Muzica noastră, Maneaua, are adresă. Te lovești acolo unde simți tu nevoia să te descari, să te împlinești, să ai nevoie de vorbele alea, de interpretarea aia, pe care și dacă vrei să nu știe cineva, te bagi într-o cameră și îți asculți melodia aia care simte sufletul tău. Am răspuns asta cu muzica. Mai departe ai spus cu baxișurile și cu. Da, alea, da, Ca să nu. Dacă e teatru sau. Nu, de multe ori sunt anumite pături pe care e vina acelor artiști pe care merg să le cânte lor, care de multe ori, vezi că Anafu mai spune, domnule, cum să impozintăm baxișul, cum să facem cu baxișul, cum să facem. Păi sunt înțelegeri de anumite pături care spune, vezi mă că îți dau și eu bani, ăștia, dar până mă mi-o dai înapoi, să mă vadă mm, și pe mm. mine cu Tărescu și cu tărescu. P aia n-a fost știe, înțelegerea cu, cu el. Nu știu niciodată. Deci, practic, mai e și teatru, nu? S nu, nu e teatru. Sunt întâmplări adevărate. Păi nu, adică e teatru. El îți dă 5.000 drept Regie, uh, filme. Regie și tu după aia dai înapoi, nu? Evident, sunt cazuri și cazuri, dar sunt anumite părți. Ca să dea care... bine la meseni, au uite a da, da 5.000 lui Bursuc. La mine nu e cazul că eu nu accept asta, poate de aia și am devenit nesuferit de multe ori în fața unor oameni. Cu mine nu faci și ceva, cu mine nu te faci teatru cu mine. Aha. Eu scânt, eu prestez. Da? Dar nu mi bani. Tu mi-ai dat mie salariu? Da. Eu scânt ție pentru salariu, nu-mi trebuie să-mi bag și, și ciubuc sau cum să mai numește asta, da. da? Nu mă, frate, mi-ai salariu, eu îmi văd treaba mea. Eu sunt la discreția ta, da? Ce vrei să scânt, aia scânt. Nu ai nicio obligație. Pe mine mă deranjează faptul ca să-mi dai mie bani să-mi cer mie cu mine, n-ai voi. Că nu mai mă vezi în viața ta. Eu am fost un om mai, Aha. mai dur, mai exigent, mai aspru în treaba deci dacă asta. Și mi-am pierdut să... foarte multă lume. Prieteni care spus, dumne, dar cu bursuc nu se poate face. Cu bursuc nu e loc să faci ce. La bursuc n-ai voie așa ceva. Mă știi de la început, mai bine supără pe mine. Eu îți știu așa. Bă, spunem o melodie, îți cânt, nu una, două. Dar nu căuta măgării de astea cu mine, că cu mine nu merge știu. Nu fac cu mine măgării de astea, doar să-ți faci tu talente de astea, nu. Lasă că-ți muncesc eu, fără nici să-mi dai nimic. Punem ce preferință ai. Dar, pe urmă, vezi că ți-am dat, sau mai sunt alții, vezi că ți-am dat 10 milioane, dar el, de fapt, a dat 7. Bă, băi, alu, ai că nu vreau ceartă, eu nu vreau discuții de astea, eu scând mai bine, fără niciun ban, e plăcerea mea să te fac să te simți tu bine. Dar nu căuta de-astea cu mine, cu vezi că mă asta. Nu. Cu mine n-are voie. Eu am avut mult de pierdut pe treaba asta. În cadrul multor conjuncturi, prietenii, că ăla e alucutare, că ăla alucutare poți să fii tu al unui știu cu cui. Ocolește, mă te rog eu. Sau eu de multe ori mi bag în memorie și, nu și răspunzi. când nu-mi place, nu-i răspund. Da. Am înțeles. Ați înțeles, da? Și tu și ei. Dar cel mai mare onorariu încasat vreodată la o nuntă sau la un eveniment care a fost. Nu, sunt convins că nu spui de la cine, dar așa, ca sumă, Honorariu, adică nu. Sau cu tot ce s-a Cu tot ce, cu tot ce s-a adunat. Vă dau la... un exemplu care n-am cum să-l în, 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 perioada când mi-am pus dunta în 2007. Nu, ta. Da. 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 A venit un client la mine uh -huh. să mă ocup de tot evenimentul. Mi-a cerut pe Nicu Paleru, pe Daminescu, pe Corina Chiriac, Romica Tociu, Palade, I-am adus din grădina mea pe Cristiana, pe copilul de aur, Bogdan Artistu am făcut o trupă de cover-uri tot a mea. I-am făcut. Și am tras de 57.000. Eu îți vorbesc în 2007. i-am zis, domnule, contract, nu, nu, nu vreau. Nu, nu, trebuie să facem. N-am cum. Adică în măsura când eu am văzut toate chestiile astea și el spunea, da, dacă spun ceva, mi-a zis, mai poți să-mi adaugi ceva? Măi omule, ce să-ți mai adaug? Păi uite, o idee de da, dumneavoastră, domnul ursul. Păi uite, mi-a venit așa pe un moment. Păi la ieșirea din biserică, la botez, va se aduce un cor în care să vă cânte Ave Maria, să vă cânte astea cu un cuvartet, cu chestii din astea. Da, trecele și alți bani. Alți bani, alți bani. Păi, omule, dar câți bani I-am spus. Dar i-am spus, dar nu vreți viața plină de culori? Cum adică viața? Păi în măsura când ieșiți din biserică cu nașii și cu astea, să dăm drumul nu la porumbei pe jos, să dăm drumul la fluturi, care sunt plini de numai fluturi colorați. Dar eu nu știam pe nimeni atunci. M-am gândit eu, ce să-i mai adaug? El ce crede? Trece pe listă și aia. Deci atâția bani mi-a dat omul ăla. S-a dus la 70.000? de Mult, enorm, mai mult s-a dus. Aparte de chestia asta, el mi-a zis în ziua botezului. Eu aș vrea ca fiecare interpret să mai -o, o cinstesc. Dar nu aș vrea să-i dau eu personal. Uite, el îmi spunea că are niște prieteni toate astea. Am părțit banii la meseni. Ca să dea și ea. Să dea ea de ero banii lui. El a dat banii, am părțit să dea aia cu îi place și ce place în tot cadrul evenimentului. După aceea aveam întâlnire cu Mihai Nomol și cu Damian Drăghici pe la Dorobanț, pe acolo, cu el. Și m-am întâlnit cu ei și cu un coleg de-al meu, Leonard al Virginica. Eu acum trebuia să merg la degustare. La degustare la restaurant. Și îmi spune... Da, la nunta ta. La nunta mea. Ok. Și acum îi spune, de să ne întâlnim la Howard la restaurantul acolo, și era și Damian și Mihai Nomol. Și vin cu colegul ăsta al meu, mă, că mă întâlnesc cu florin la care a cântat. El, bine, hai că merg. Că stăm noi, bem o cafea acolo. Și vine cu o pungă, pachetat așa, și îmi spune, Dan, nu mai pot să merg cu tine la degustare, am o treabă foarte, foarte importantă. Lângă tine la prezidiu am nevoie de o masă cu patru locuri. Ca să fiu prezent și eu la anunțata. Cu mare drag, Florin, cum să nu face mare plăcere. Uite, știi cât a durat toată discuția? Patru minute, trei minute, patru minute. Uite, ia-ți asta din partea mea acum. Ce crezi că fac? Pleacă omul, deschide 50 de mii de euro. Bă, omule, n-am cum să lui uit pe ăla. Acum, fiind și în și Damian și Leonard, Leonard ăsta, o glumă de-a mea, o glumă de-a de o glumă de-a lui, ia punga cu bani și fuge chiar la uh, facultatea asta, cum îi spune? Ase. La AS. Și spunea de acolo, și îți dai seama, mașină, nu s cât îmi dai de aici, cât îmi dai? De eu aduc banii înapoi. <laughs> Vină cu banii, Dumnezeu să-l odihnească numai printre noi. I-am dat acolo și până am avut o discuție așa, că tu m-ai întrebat de treaba asta. Păi omul ăsta așa dar, să primește așa dar 50 de mii. M-a marcat, crede-mă, te rog, eu toți ani niște... uite, vezi, îl povestesc. 50 de mii dar, am rămas un... Deci românul... Plus, plus când mi-a dat el pentru botezul lui, când, până la fluturi. Deci 70 de mii de pe acolo, 80 de mii plus 50 de mii? N-am avut niciun eveniment. Mai suscala ca ăla? Ca ăla. Nu. bune, sincer. Sunt corect în fața lui Dumnezeu. l a pus cap au fost spectacole de astea, dar adunate banii, eu îți vorbesc banii împărți la artiști, la tot. Da. Dar așa, ca să fac o estimare, pe mine m-a surprins darul ăla de 50.000 de și acolo am ajuns la 70 ceva de mii. Cu el mi-a pune, oh, pune. Și până mă urmă, și toate nebunile astea să împart la meseni n-am auzit de când sunt să împărți bani să dea bani. Un om foarte simplu. Păi nu, e, prea era simplu. Dacă își permite astfel de sume, păi nu prea e simplu. Simplitatea lui. A, ca din în mod stil, de adresare, ca, ca stilul lui, da, dar, da. Așa, ca fel un, de a fi. Un om deosebit. Pe păi, dar mi-aduc aminte că când l-am luat pe Daminescu acolo, el avea făcut undeva într-o pădurice unde era și o baltă. Și a venit și a zis, eu aș vrea să dau la pește. Păi nu s-a dus și a dat și la pește în timpul evenimentului. I-a creat un om deosebit. Îi de dea Dumnezeu sănătate acest domn Florin. Mai mult nu spun decât domnul Florin. Da, nu, că e, da, au și numele astea vorba da, aia. Da. Da. Românul, când e vorba de o nuntă, de un botez, de o plăcere... Nu, mi-a spus cu orice preț a zis, cu tine vreau să lucrez. Eu în perioada aia am avut spectacole în Piața Constituției, unde am adus foarte mulți. Trei ani la rând, eu am adus peste 150.000 de, de oameni, adică am avut cu toate genurile muzicale, chiar în fața mm -hmm. în Piața Constituției. Și el -a, zis că el a participat acolo și eu am fost premiat în cadrul acestui spectacol. Și i-am spus, mă scuzați, nu eram gătit, nu eram aranjat, că eu nu mai m-am dus să mai mă schimb fiind acolo de dimineață, de la ora dimineață, să făceam sau un cecu, făceam toate alea acolo. Mm -hmm. Și în momentul când eu am fost premiat, eram cu o cecuță mai simplu. Și -a zis, vă rog să-mi schimbă, scuzați costumația, nu sunt ca colegii mei. Și el mi-a zis, eu am fost la spectacolul ăla și te-am văzut ce fel de om ești. Și am văzut ce spectacol ai creat. Și -a câtă lume ai adus în piața Constituției. Și mi-am dorit la primul eveniment și primul lui eveniment a fost botezul băiețelului și el m-a adus la, la evenimentul lui. Vezi, vorbeam mai devreme de succes. Deci unde muncești, te definești și succesul câștigi datorită muncii tale. Dar un lucru e cert ca să și sunt mulți care se uită și cu siguranță se întreabă uh, dacă îl pot avea vreodată pe Dan Bursuc și bandul și brandul Dan Bursuc la evenimentele lor. Nu e ieftin Dan Bursuc. Ca să nu spun că e foarte scump. Adică nu și-l permite oricine pe Dan Bursuc. Pe păi, lume o să creadă, aia, Dar... te domne, că da, nu. Îi face super evenimente, îl aducem și noi. Nu păi la acum și eu îți răspund tot printr-o întrebare. Când e scump e și bun? E automat. Orice produs. De fapt, da și nu. Depinde de la de ce ne da referim. Depinde de la ce ne referim. În cazul ăsta, da. Dar în alte cazuri, dacă e scump, nu înseamnă că e neapărat bun. În alte cazuri, în alte domenii, dar nu, nu Știu, eu știu o vorbă de la tatăl meu și nu o să o uit în viața mea. Băi, ce e scump e și bun. Dacă vrei... fă -te scump să devii bun. Nu, așa e. Păi da, bun nu poți să fii dacă n-ai fi scump. Deci, cum poți deveni scump? Dacă ești bun. Dacă nu ești bun, cum poți să ai curajul de a cere dacă tu nu poți dovedi? Și plus că te avantajează foarte mult că ai uh, foarte multe cereri din lumea asta, cu mult peste medie, și de aceea nici n-ai interesul să-i uh... crede Credem că, vezi tu, ai pus o întrebare foarte frumoasă și plăcută, dar având atâția vizitatori tu în cadrul uh, uh, emisiunii tale, podcastului tău, sunt oameni care muncesc ani de zile să poată să gândească la tine poate strâng acolo bani pe bani pentru dorința de a te avea și el pe tine în cadrul evenimentului. Orice om nu trebuie să aibă stive sau uh, ban bani mulți, dar și noi ca artiști mai trebuie să ne uităm și la oameni. Pentru că de foarte multe ori eu mie îmi place să stau de vorbă cu beneficiarul față în față și eu îl studiez, eu mă pricep la oameni și simt când un om are putere, când un om are potențial și atunci când dorința e atât de mare de te avea și el în cadrul lui... Mai lași de la tine. Mai trebuie să mai ții cont, pentru că nu trebuie să fii un, un așa bă, brutal și exigent. și Ia lumea așa cum o vezi și gândește-te și punte și în pielea lui. Că muzica ta e plăcută, da? eu le-am explicat colegilor mei și de brează. Băi, mai sunt oameni răutăcioși care poate ți face plăcere sau nu să te duci la evenimentele lor. Dar el e, prin felul lui de a fi răutăcios. Dar el te iubește și el pe tine pentru că îți iubește muzica ta cântată de tine. Băi, bogatul își poate permite să te aducă, da? Tu te simți bine când te duci la bogat, că ce spui tu? Mamă, ăsta are. Da. Toți au aceeași minte. Da, da, Dar și ăla care are o situație mai puțină strălucită, te dorește, pentru că îți iubește muzica ta. Ce ai tu de făcut ca artist? Nu trebuie să ții tu conștient de puterea acelui om, pentru că nu trebuie să ai numai mână de luat. Trebuie să ai și mână de dat. Mare vorba ai spus. Dumnezeu ți-a ajutat. Și tu trebuie să ai și mână de dat, nu numai mână de luat. Pentru că dacă toți trăim numai așa pentru, știu, nu mai ai avantaje, nu mai ai avantaje. Pe, pe luate. Nu suport oameni deci. Pe părduială. Mi-e plac spune. oameni cu sentimente, oameni care au o viziune, un orizont care să stea să analizeze oamenii. Să simtă nevoia și de tine. Unii oameni au nevoie de tine. Au nevoie de... Chiar au nevoie de tine. Și atunci tu trebuie să te gândești tot timpul la aspectele astea. Bă, și în jurul meu bucură oamenii din jurul tău, încearcă să le aduci bucurie pe fețele lor. Nu căuta să treci numai tu pentru tine, viața ta să-ți fie numai în favoarea ta. Nu, nu ai cum. Întotdeauna când te gândești la, și la cei din jurul tău, Dumnezeu îți face, îți vede faptele tale. Și atunci El îți spune, păi, tu mai meriți sau nu mai meriți? De ce? Pentru că se spune din pătrini Eu vorbesc tot de părinții mei. Maicuță, mamă, dacă poți să ajuți în viața ta, ajută. Ajută tot timpul și ai posibilitate. Din ce ai tu acolo, oferă și altul. Eu nu pot să uit lucrurile astea. Pentru mine au fost, au fost uh, povețe uh, care nu le uit. La mine s-au imprimat în creierul meu lucrurile astea pe care maicuța mea mi le-a implementat. Mi. Da. Dar spune pe linia asta a sentimentelor. Dacă ai participat uh, și la evenimente din astea care te-au marcat dintr-un uh, anumit punct de vedere sau din punctul ăsta de vedere sentimental, adică ai surprins fel de fel de, de reacții care te-au impresionat, practic te-au făcut și pe tine să lăcrimezi sau să te bucur că Evident. ai reușit să le oferi oamenilor uh, lor acea. Evident, pentru că. Adică, ce face și din tipare. Da, au fost cazuri. Au fost, nu? Au fost foarte multe cazuri pentru că totul pleacă și de la sentimente. Noi oameni suntem oameni, avem toți suflet și te regăsești și tu la rândul exact. tău prin reacția celor din jurul tău. Și atunci oamenii care sunt plini de sentimente și au sentimente remarcă uh, aspectele astea, lucrurile astea întâmplate în jurul acelei persoane. Pentru că da, tu, oamenii trebuie să stai să-i studiezi, nu fi un robot în viață, încercă să te apropii mai mult de oameni și să încerci să cunoști oameni pe zi ce trece, știi? cunoscând oameni, trebuie să fii mai aproape de ei, pentru că tu devii un punct culminant în, în cadrul lor și toată atenția se acordă ție. Eu nu trebuie să fac numai partistul. Eu trebuie să și socializez cu acea persoană. Are nevoie de atenție. Uh -huh. În măsura în măsura când uh, are contact cu tine, oferă omului căldură, emană uh, plăcere, emană Și ce există ceva uh, ce te impresionat la un anumită... Păi de multe ori, prin, prin explicația pe care ți-o dau eu acum, după aceea ei sunt mai sinceri și sunt foarte deschiși. Și atunci stai și vezi ce se întâmplă cu mulți oameni, știi? Și atunci trăiești acele momente pe care te marchează, știi? Nu pot să dau acum exemple, dar vorbim așa, generalizând toată treburile da. astea. Da, m-au marcat multe lucruri în cadrul în care am fost. Și le-am ținut minte așa și am avut trăirile mele în cadrul multor evenimente. Cu aproximație ne poți spune la câte nunți, botezuri și cu metri din ăsta ai... Păi dacă sunt pați. pe stradă de la 15 ani și am 53, mai le țin minte? Auzi, apropo, înainte să vin aici știi ce s-a întâmplat, nu? Nu. Mi-ai spus că ai avut ceva treabă, te-a reținut cineva. Te-a în sensul că ți-a... Vezi ce întrebare mi-ai spus? Și o spun acum ca să o audă și... Răpit din timp. Și dânsul. Da. Mă trezesc din somn. Eu m-am îmbrăcat, m-am spălat, m aranșat. Cât mai repede să pot să ajung la ora 5, așa cum am vorbit. Așa e. În timpul ăsta au ajuns oamenii ăștia. Eu mai mă căut altcineva care trebuia să le dau niște răspunsuri pentru niște date. Șoferul meu îmi spune, vezi că sunt niște beneficiari, Au ajuns. cheamă în birou. Eu în ideea că știam că trebuie să ajung cât mai repede la tine, și cu răspunsurile, intra. Vă salut, luați loc, stați jos. Socru, un prieten de lui socru și Mirel. Mă mai cunoști? De eu vă rog să mă iertați, nu mai vă știu. Ah. Dar spuneți cine sunteți. Păi suntem cei după 4 noiembrie de la uh, Valea Roșii. Da, ok, deschid agenda, mă uit, uite, ascultare, cu tare, cu tare, cu tare. Ei mai aveau să -mi dea mie o diferență de bani să-și achite contractul. Știți? Nu, no, atât asta s-a ofensat socru. De ce? Că de ce i-am spus că, că, nu mai știu cine e. I-am spus eu, da, pe m a trebuit de aia că mai sunat tu și te am spus, întârzi puțin, da, te rog, da. ca să-i să, să dau explicație lui. I-am spus, domnul meu, am o rugăminte, dacă dumneavoastră vi s-a părut că n-a fost primirea atât de plăcută sau cum vi s-a părut ciudată dumneavoastră, când m-ați acontat dumneavoastră? Când ați antamat petrecerea asta? În decembrie, anul trecut. Și ne-am mai văzut datorii nu. Și acum vă, dumneavoastră vi se pare ciudat că eu nu mai țin minte, având contacte. Cu at la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu. Având atâtea contacte cu atâta lume, pur nu vă supărați, dar sunt sculat de 35 de minute, sunt buimac, sunt și eu obosit, n-am dormit la ora 12 ziua și m-am trezit la 4. M-am îmbrăcat în 7 minute, am intrat în birou că aveam să dau alte răspunsuri. Voi Cu voia cui să intru eu ca să mă înțelegeți toată planeta asta? Păi pe bune, nu? Și i-am da. spus, vă rog, nu vă supărați. La care l-a completat genele Mirele, le a spus, lăsați domnul, dar da, așa e firea lui. Probabil el m-a luat ca nou, ca proaspăt, ca momentelele și probabil și fața mea și reacția mea sau poate intonația mea n-a fost atât de... Da, și la și, așa, știi? Da. Și am zis, dacă dumneavoastră mă luați așa, eu când o să ajung în mijlocul evenimentului dumneavoastră, o să mă marcați prin atitudinea pe care ați avut-o acum. Îmi cer eu scuze încă o dată, eu am luat și am măsurat situația și am spus, poate am greșit eu. Eu credeam că e vreo celebritate și... Roșii. Da, credeam că e vreo celebritate și era o fuscată, că ofensată eu, că nu ai recunoscut-o. Eu răspund în mod da. egal la toată lumea, tratez lumea în mod egal. Indiferent cine e. Indiferent cine e. Nu fac diferențe, pentru că noi suntem oameni, până la urmă, toți mâncăm cu aceeași, tot cu o lingură mâncăm toți. Dar presupun că n-ai niciodată liberă până când. Care e prima dată liberă, așa din memorie? Nu cred că ai. Acum, perioada asta, mai avem până la 1 decembrie foarte, foarte mult de lucru. Din perioada de 1 decembrie, după aceea începem pe corporate, avem sfârșit de an. Mulțumim lui Dumnezeu, e foarte bine. E, suntem foarte mulțumiți, mai ales după pauza asta de 3 ani care a fost și ne-a ținut. Un pandemia, pic. nu? Pandemia. -a -a pentru murent. mine a fost greu să susții, să întreții atâția artiști pe care e în compania mea. A fost. N-a fost ok. Adică, primul an l-am luat ca. ca o relaxare. Da. Ai cuvântul meu, domnule. Da, după aia să-l Chiar foarte bine, știi, și discutam. Nu mai mă uitasem la televizor, nu mai vedeam filme de nu știu cât timp. Chiar mi-a plăcut în perioada aia că stăm în casă, da. le avem, aveam puși toată lumea deoparte, ne dădeam telefon, ne recomandam ce filme. Pe, Netflix. Da. Mi-aduc aminte că în perioada aia mă uitam la episoade de 160-200 de episoade. Mă uitam la... Și-mi plăgea. După al doilea an nu mai fost bine că umblam în sacul sac. ăla. Știți? Că v-am spus mai devreme de sac. În al treilea an iar. și de-abia anul ăsta ne-am echilibrat noi puțin, știi? Și încercăm și mentalitatea artiștilor e puțin dereglată pentru că mulți nu au fost atât de bine pregătiți să întâmpine financiar financiar da de... cum uh, identifici Ur... un talent cum uh, țare un un talent prin Doar prin, prin, prin voce mare da normal prin, vorbind și ca instrument prin cântare prin cântare automat dar eu nu pun preț neapărat, pe mine mă impresionează uh, uh, prima lui apariție prin ceea ce. Uh, transmite? Transmite, dar după aceea pe mine mă interesează foarte mult să stau cu acea persoană, mai mult că vreau să-l descoper ca și om, caracterul lui. Da. Mă interesează enorm de mult, că degeaba poți să fii tu marele maestru și caracterul tău e de doi bani. Atunci, pe mine, pa, la revedere, bonjour. Nu putem să continuăm. Ca în orice domeniu de activitate, în măsura în care nu există bun simț, calitate, seriozitate și toate astea, poți să fii tu cel mai bun. Poți să fii tu cel mai bun. Deci, criteriul de partajare ăsta e. Da, caracterul, maestria da. Trebuie să fii și băiat bun. Criteriul eliminatoriu. da e cuvântul. Foarte bine, bravo! Uhum. Deci da. poate să aibă o voce uh, Dumnezească. Sau... Pavarotti, dacă nu ești băia bun cu minte, și înțelegător, și uh, silitor, și uh, om de cuvânt, om de. Uh, pentru mine, cuvântul e sfânt. Când ai cuvânt, ai viața asigurată. Nu ai cuvânt, nu știi ce se întâmplă cu tine mâine. Dar ei, când vin la tine și uh, vezi că un anumit talent, potențial talent, e și de uh, cuvânt, ce are și caracter, ce le asiguri? Succes. Garantat. Da? Da. Cu mine, le spun și le... le tot timpul îi atenționez. Băi, oameni buni, cât mai trăiesc pe pământ, stoarceți-vă. Cum? Profitați de mine. Bucurați-vă de mine. Pentru că eu sunt omul care mă gândesc la binele vostru. Iar eu încerc tot timpul să vă implementez cum trebuie să mă abordați voi ca să vă fie vouă bine. Adică, stând lângă mine, voi aveți viitorul asigurat. Dar nu te apuci de la început să îi recompensezi cu case, cu mașini, cu... Ei sub aripa ta strict artistic și de acolo, prin munca și talentul lor, încep să producă. Am înțeles mai devreme că mi-ai spus că tu ai fost jurnalist, nu? Sau Sunt, ești, da? ești. Nu, eu mă refer că tot spuneam păi de pe calea manelelor. Giovanni îi mai lua în apartamentele lui, le mai cumpăra câte o mașină pe aia tineri, pe aia mici. Păi dar eu vreau să-i vorbesc chiar și de meseria ta. Te rog. Hai bine, hai să vorbim de Giovanni. Pe Giovanni, înainte de asta, îl ia... Îl studiază, își trimite agenții lui, îl studiază. Corect? Da? Vede ce se întâmplă cu el, da? Băi, tată, ia vină la o întâlnire, te aștept la mine la birou, da? Te-am văzut, te-am vizionat, văd că mergi ce? extremă, vârf, un da, e. Foarte bun. Ce bani ai aici? Pe păi am doi poli. Uh -huh. Te-ar interesa să semnezi cu mine pentru treaba asta, că îți dau trei poli în prima fază. În contract spui, ai perioada asta. De trei poli, față de doi poli care aveai tu la FC Scornicești, da? Da. Păi eu te iau pe. Da, Să asiguri eu o casă cu chirie. Nu? N-am cum să te fac eu proprietar când eu nu știu ce viitor aduci tu. Eu pot să-ți dau și o mașină să mergi cu ea, să te facilitez. Poți să fa... să-ți să facilitezi acel fotbalist sau acel artist doar pe o perioadă în care și el are o evoluție. Păi dacă el, tu vrei să-ți dau o casă și mașină și eu nu știu ce vinzi. Corect. Băi, cum mă șefule? Poți să ajungi jurnalist până nu studiezi? Nu. Nu trebuie să-ți termin facultatea, masteratul. și. Da. Adică tu, tu îi împingi puțin, dar nu te apuci din prima să. Nu. duci într-o chirie decentă, îi dai o mașină. Păi care nu. La, să... mine, la mine la academie ai totul. Ai profesor, formator, de teorie, de pian, de canto, ai mâncare asigurată, ai dormit asigurat. Eu am patru vile în care se desfășoară toată acțiunea mea. Și pe tine nu te -o. îmbrăcat, încălțat de către mine, aranjat tot. În perioada de inițiere, tu ai venit un neica nimeni, da? Uh -huh. ne Neica nimeni la se transformă într-un prinț în viitor apropiat. Dar sunt multe filmulețe pe internet ce am făcut eu cu mulți. De unde am luat, cum i-am dus, te-am luat într un Nu vreau ca să mă înțeleagă nimeni greșit. Și foarte mulți nu știu să mă apreciez. Dar e păcatul lor în viață, cu ce dai, cu aia primești. Eu am crescut multă lume, dar pe mine mă împlinește, sufletește Dumnezeu, pentru că eu am căutat să fac bine, ca așa am simțit. Dacă tu n-ai știut să... Deci dezamăgi mulți. Normal, normal, sunt dezamăgiri. Dar niciodată spui stop și de la capăt. Să există, există alții și alții și alții. Nu trebuie să te superi din cauza unora să poți să iei pe toți în aceeași pachet. Nu, niciodată. Lasă loc să... Știi cât mi se întâmplă care m-au dezamăgit și acum bate din nou pe la porțile mele? Și eu le mai dau încă o șansă. Da, le mai dai? Evident. Păi eu știam că se întâmplă pentru că e lipsa de inteligență. Oamenii care sunt supărăcioși, ei cred mai mult că merită neștiind puterea lor când a ajuns. Și atunci există momente din astea de rătăcire, numesc eu, momente de rătăcire. Se rătăcește și după aceea știe să ajungă înapoi la adresa care a plecat. Uh -huh. Pentru că stă și studiază piața, studiază ce se întâmplă iar dacă el a fost obișnuit în puf și pe urmă dă de alte lucruri ce spune? Bă, da, frate, eram fost, bă, de ce ai fi plecat eu de la omul ăla? și vezi înapoi ori mesaje mai pot colabora cu dumneavoastră M-au făcut și cu Giovanni, pe foarte mulți. Au făcut, s-au văzut, i-a trimis până la echipe foarte mari, puternici, acolo a dat de un șpriț a dat de una, dat de alta, uh -huh. și, pur și simplu, s-au stricat pe drum. Păi, e de vină, Giovanni, Giovanni ia o oferit Eu te-am dus până acolo. Eu dus până acolo, tată, acum să știi să-ți ții hamurile bine și fi fii corect, ceea ce spuneam. Fii educat. Dacă n-ai o educație frumoasă și ți se pare, pur și că tu te vezi rege și împărat, acolo ai pierdut. Te-am pupat. Fabulos. Spunem dincolo de investițiile în, în, tine profesional, să te dezvolți profesional, da? cu academia, cu tot ce înseamnă, casă de discuri, producție, cum te bucuri de banii câștigați? Adică ești fan mașini luxoase, investiții luxoase, alții văd că e la modă să-ți case prin Grecia, nu. ceasuri Eu... de lux, Fel de fel de... Da, sunt afinitățile. A, pe afinități, mine. da. Da. Pe mine mă marchează în mod extrem îmbrăcăminte. Da? Da. Adică pentru mine punctul culminant în viața mea e îmbrăcămintea. Adică... Există și un creator sau un brand? Nu. Alu? Nu. Doar nu. ce... Nu îmi doresc creator. Eu mă îmbrac cu ce simt eu că îmi stă mie bine. Eu mă aranjez cu ce îmi stă mie bine... Întotdeauna îmi place să mă îmbrac cum simt eu. Sau să încerc, prin felul cum mă îmbrac eu, să creez pentru alții să îmbrace ca Danbursu. Și în rest, am văzut că ai venit cu mai foarte luxos. Bine, e pleonat mai luxos, dar ăsta chiar simțeam nevoia să accentuez. Da. Mie consider că îmi dă o stare bună, îmi creează un vibe. Da. Uh, să da, ai o mașină frumoasă e reprezentativă pentru un om în care e om de afaceri, în care trebuie să existe o mașină frumoasă, o mașină bună. Mi se pare, după atâția ani de muncă, să ne putem permite și noi lucruri de genul ăsta, toate la timpul lor, nu înainte de a da prioritate familiei, copiilor. Pe mine m-a interesat întotdeauna școlile unde învață copiii mei, nu m-a interesat înainte să mă prezint eu. Eu prezint ceea ce simt eu că am nevoie pe viitor, adică de siguranța copiilor mei. Întotdeauna m-am gândit la copiii mei să le asigur cele mai bune școli, cei mai buni profesori, ca să pot să le asigur un viitor garantat. Pentru că consider că prioritar întotdeauna sunt copiii tăi, încât ei să se bucure de al cui e am și cine e tata. Păi tata a muncit pentru mine și datorită lui să-i dea Dumnezeu sănătate, am reușit. Cum și eu la rândul meu îi mulțumesc tatălui meu. Poate nu am avut atâtea posibilități pe care le crez eu acum fiului meu, dar din puținul lui eu am văzut mult. Vreau să te întreb acum pe final unde te oprești, dar nu te oprești. Nu mă opresc. Am... Nu te oprești. Dumnezeu să-mi dea putere și sănătate să pot să le duc pe toate. Să mi dea sănătate să pot să le duc pe toate, pentru că am foarte multe vise de îndeplinit și știu sigur că vor deveni realitate. Să te ajute Dumnezeu. Mulțumesc mult. Noi avem la finalul fiecărui episod de podcast Pariul susținut de Betano, dar e alt pariu decât cele uh, clasice, da, cele legate de rezultate, de no, Uite-ai să spun acum. Uh, și... eu pariez la Betano acum. Meciul Steaua cu Rapid, iau Rapid acum. FCSB și, Rapid. Și o să mă duc la Betano să-l iau pe Rapid, pentru că acolo nu n-am Păi cum nu să știu, să-i puțin că nu știu când cum cum -e e meciul, intră peste o săptămână. Păi uh. nu știu când intră. Eu ți-am spus realitatea, mă duc la Betano, eu am luat Rapidul că bate pe Steaua, ce vrei? Eu pe mă pe FCSB. Pe FCSB. Ah, bun, ok. Deci ăsta este pariul, pariul lui Dan Bursuc că Rapid va învinge uh, eu tot timpul... la proxima uh, da. confruntare da. pe FCSB. Mă duc am acolo uh, uh, lângă mine Betano și mi-am uh, luat bilețelul, am luat rapidul, victorie uh, 100% rapid. Văd eu, o să văd cât bag. Uh -huh. Că sunt prea sigur de meciul ăsta. Am înțeles, deci tu practic ești pe pariul clasic, ceea ce nu e rău. Da. Eu ce nu azi? joc 7000 de meciuri, 3000 da. de meciuri. Eu joc ca să și trăiesc atmosfera de acolo, din cadrul da. stadionului. Îți mulțumesc foarte mult, Dane. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și Absolut fabulos dialogul cu tine. Chiar uh, sunt convins că mulți dintre cei care au urmărit acest episod au rămas cu ceva. Eu unul sigur am rămas. În primul rând cu ideea asta de... Și n-are nimeni cum să conteste așa ceva. Cu ideea asta uh, de a-ți uh, gestiona viața prin uh, organizare, seriozitate și respect. Da? Indiferent din partea cui ar veni acești uh, termeni, Trebuie să ținem cont de ei pentru pe mine, că iată... Pe mine vreau asta să înțeleagă uh, întreaga națiune. Mă definește seriozitatea. Țin atât de mult la aspectul ăsta, la lucrul ăsta, uh, să-mi respect vorba mea să fie vorbă. Un om poate câștiga în societatea în care trăiește prin cuvântul dat. Nu ai cuvânt, ești ratat. Când ai cuvânt, ești respectat. Eu te -aștept. Dar eu sunt așa. Respect, să fiu respectat. Te mai aștept. Te mai aștept. A, fost o, a fost, o, plăcere să-l am pe Dan Bursuc invitat aici la Tare de Tot. Așa cum e o plăcere să văd că dumneavoastră continuați să ne urmăriți, să ne susțineți, chiar dacă uneori ne și criticați, învățăm din aceste critici și uh, promitem să devenim uh, pe măsură fiecărui episod ce trece din ce în ce mai buni. Cu bine, pe săptămâna viitoare!